Now, football. English Premier League. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod Fantasy Football englez, back in business, motherfucker. Da, era și timpul, da? Ce e asta? Pauza internațională? Cum a trecut, Andy? Acum ești la primul sezon de FPL. Pentru ăștia care au mai jucat mai multe sezoane știu ce înseamnă o pauză internațională. Momentul în care brusc îți redescoperi prieteni, redescoperi familia, începi să ai timp pentru oameni pentru care le-ai spus clar că nu mai ai timp de o grămadă de vreme. Ai început să descoperi minunile vieții. Cum ai depășit aceste zile de pauză? Mi-au prins bine, să știu, pentru că m-am mai detensionat un picuț și am avut timp să fac mai multe calcule, adică am ajuns... Sunt mai multe pagini aici cu planificarea pentru FPL. Da, e bine din când în când să prinzi o pauză, numai că dacă s-ar putea să se întâmple și fotbal în pauza asta, nu știu, ceva cupe să fie. Nu asta, a fost, uite, Armenia a jucat un fotbal extraordinar. Da, ia, e adevărat. A și câștigat selecționezul Slughiță, să nu uităm că el a fost selecționezul Armeniei, nu? Da, iată, păi sunt copiii lui. Slughiță. Așa e. Exact. El acum lucrează la Federația Română de Fotbal, de fapt este șeful FRF, că Burleanu acolo e cu alte chestiuni. Slughiță e directorul tehnic, deci putem spune că Slughiță s-a bătut singur, practic, în această pauză. Bun, sunt Călin Mateș și împreună cu mine Andy Stănescu, suntem pregătiți să trecem în revistă ce avem de văzut în etapa 30. We are back in business, cum ziceam, și mai subliniem o dată, această emisiune vă este prezentată de 10 etape de numărul 1 în România la FPL. Sunt în continuare pe locul 1, dar o să vedeți cât de puțin a mai rămas acolo. Doamne ferește, ar trebui să se strânge lațul! Tot spunem de ceva vreme că e tot mai strânsă lupta acolo la locul întâi, n-am avut niște săptămâni foarte grozave, dar să începem să vedem totuși ce am făcut. În această săptămână, în acea etapă vitregă, am avut etapa blank 29, știți și voi, doar 8 echipe care au fost înscrise, așa că ia să vedem, Andy, cum a trecut peste tine, 18 puncte cu o medie de 25. Eu zic să nu, și acum cu minus să 4. Ne pierdem în detalii. Mai bine să avem așa o privire de ansamblu, adică astea sunt detalii mai puțin relevante, numărul de puncte și alte chestiuni. Pot să mă bag un pic sub birou ca să am o privire de ansamblu? Aș vrea să văd astea două transferuri pentru care ai făcut minus 4. Tarkovski out pentru Cresswell. Oh. Mai degrabă era Brighton aici opțiunea defensivă, aia au fost găselnițele bune, aia n-au luat gol. Son cu Bale ai făcut 0-0, păcăleala a fost cu Bale, adevărul că n-am ce să comentez și eu tot pe Bale l-am luat pentru etapa asta, așa că tot aia e. Și să ne uităm înspre echipa ta, să vedem ce ai avut aici în echipă. Martinez, un punct, Diaz, nimic, Cresswell, 0, l-ai adus pentru 0 cu minus 4. A fost un accident, se întâmplă, nu e așa, în cariera fiecărui manager, în cariera fiecărui patron. Nu este cazul să vorbim despre demisie acum sau despre alte lucruri de genul ăsta. În definitiv, fără noi patronii, cum bine spunea și mitică Dragomir, s-ar duce dracului fotbalul, domne. Așa trebuie e. Să îi apreciem pe oamenii ăștia care bagă bani în fotbal, cum facem și noi în FPL de altfel. Cheltuim câte 100 de milioane fiecare, deci... La mijloc Saka două puncte, Traore un punct, Traore, da, suferim împreună și pe ăsta l-au scos înainte de minutul 60, n-a prins 60 de minute, tot au ieșit exact pe de-andoaselea. Calvert-Lewin n-a avut meci, Kane, capitan, voilà, totuși, 7 puncte dublate la 14, Vardy, nimic, Gündogan, Rüdiger, Vestergaard, Ederson, da, ai spus tu că va fi etapă de sacrificiu, domnule, da, a fost și sacrificiu, dar n-au fost nici puncte, cumva asta putem zice. Da, m-am sacrificat, dar nici n-am punctat. Da, hai să vedem la nivel mondial ce a însemnat pentru tine sacrificiul ăsta. Calculul, spuneam noi că l-ai pregătit cumva la pachet, da? Tu ai pornit de undeva din etapa 25-26, când erai acolo la, cam la 1 milion, și ai zis wildcard, atac, etapele astea duble și supraviețuiesc cumva etapei
blank, 29. Ce ai făcut a fost că ai plecat de la 972.000, ai aterizat pe 679, deci vreo 300.000 de locuri ai câștigat prin mutarea asta, sacrificând, sigur, ultima etapă, când ai căzut de pe 470 până pe 670. Bilanțul așa, dacă te uiți la pachetul ăsta de etape, 25 până la 29, ești mulțumit? Unul meritoriu, aș putea spune. Da, este un bilanț pozitiv. E unde se vede că am muncit, ne-am dăruit, am făcut totul, a avut și un pic de ghilion și cu arbitrajul, dar nu vreau să vorbesc despre arbitraj acum. Pe ansamblu avem rezultate bune în această perioadă, ceea ce desigur ne încurajează să muncim cu același entuziasm mai departe. Toate chipurile aruncate în aer, da? Până 25-26, pa la revedere, anul viitor mai primești chipuri. Totuși, ai șanse bune ca în ultimele etape să poți să intri în cei 500.000 pe care ți-ai făcut ca obiectiv odată ce primul milion a fost depășit, da? Da, era bonus la obiectiv, că de fapt obiectivul era să intru în primul milion, dar pe parcurs a apărut și această posibilitate și sigur că încercăm să profităm, să muncim, să dăm totul. De văzut ce faci mai departe, ai un transfer gratuit pentru etapa asta, te-ai hotărât cum îl faci sau urmează să mai dezbați? Da, vreau să-l iau pe Bruno. Încă nu am hotărât dacă să fac un minus 4 să mai iau pe cineva. Dar pe Bruno sigur îl voi lua în locul lui Bale. Pentru a fi capitan? Da. Ok. Cu siguranță. Bun. Deci asta a fost etapa ta. În definitiv, cred că te-ai uitat cu greu, așa cum am făcut-o cu toții. Au fost puțini. Cei care au lovit în plin, cred că sunt cei care au avut free hit și în special cei care au luat din apărarea lui Brighton, care a fost într-adevăr apărarea de luat pentru etapa asta. În rest, nu prea au fost lucruri în regulă, au ieșit lucrurile destul de aiurea. Să ne uităm, să văd ce am făcut și eu. O să ne uităm acum și la echipa mea. Ia uite. 45, totuși. Nu pot să zic că e așa dramatic, dar știi care e chestia? Deși am ieșit pe locul 1.200.000, am făcut 3 transferuri cu minus 4, ia să le vedem și pe astea. A fost Calvert-Lewin, Gundogan și Diaz au plecat pentru Bamford, Bale și Dunk. Două din ele au fost inspirate. Bale, m-am lăcomit. Deci numai la faptul că am zis că trebuie să fie o reacție după ce s-a întâmplat în Europa League, Bale a fost insistența mea. Nu știu ce să zic. Aici puteam să găsesc ceva mai reușit și îți spun, am cântărit la un moment dat variantele mai ieftine, dar nu-mi conveneau că nu prea mai ajutau cu ceva, nu prea mai căutam să-i mai am și în etapa 31, și în etapa 30. Am cântărit între Trossard și Lingard, am ajuns chiar să mă gândesc la Lingard. Aia a fost Bale, asta este, a fost 0 puncte până la urmă. Dacă ne uităm în echipă, o să vedem că așa a ieșit. Martinez 1 punct, Zoufal 0, a luat și galben și n-a punctat cu nimic pentru West Ham. Dallas 2 puncte, Dunk, asta a fost sosirea, 6 puncte, transfer bun. Bale, transferul neinspirat. Traore, Son n-a fost disponibil, dar a fost un motiv pentru care l-am ținut, pentru că acum ne spune Mourinho că este bun de joc, va putea fi selectat pentru meciul din etapa asta la Newcastle. Rafinha 8, Bamford 11, bună achiziția asta, transferul ăsta a ieșit bine. Am fost aproape să-l pun capitan dacă nu era la 75% și am văzut că n-a jucat tot meciul. Era o opțiune bună de capitan. Watkins 2 și Kane, capitanul 14. În rest, pe bancă mai am pentru etapa asta, o să văd, Salah, Vestergaard, Maguire, dar foarte posibil transferul meu va fi Salah pentru Bruno și capitan Bruno, după care etapa 31 va fi pentru mine wildcard. Ne uităm înspre locul mondial și o să putem să vedem că am 3 săgeți roșii la rând. Astea m-au dus de pe locul 137 mondial până pe locul 792. În continuare în primii 1000 la nivel mondial, dar trebuie să încep să-mi intru în formă, pentru că deși a fost un loc, sigur, în
din 8 milioane, 1.250.000 zici că e ok, dar la vârf atât de repede te curăță aia, pentru că într-adevăr cine a avut free hit și cine a luat jucătorii la îndemână pentru etapa asta, a putut să aibă și niște scoruri bune. Chiar dacă media a fost 25 cu 45 și minus 4, n-am ieșit foarte bine din etapa asta. Planul așadar pentru tine până la final de sezon? Ei, mi-am făcut aici, mi-am notat o grămadă de chestii, vreau să-i mai aduc pe, vreau să-l aduc pe Bruno, aș fi vrut să-l mai aduc și pe De Bruyne la un moment dat, dar nu cred că mai este cazul. E complicat cu programul lui City. L-aș aduce pe Leno în etapa 31. Acum să vedem în locul cui, Martinez sau Ederson, probabil Ederson, Barnes sau Madison, cred că Barnes. Mie îmi place mai mult. Barnes încă este operat și nici n-a revenit la acțiuni cu echipa. Madison, în schimb, a revenit la antrenamente. Să vedem dacă va mai reveni. Dacă nu revine Barnes, atunci Madison și probabil Robertson, pentru că și Liverpool are un program destul de bun. Deci cam asta ar fi planul. N-am mulți jucători de adus, pentru că mi-am așternut cât mai bine pentru secvența finală. Poți să publici letopisețul ăsta la finalul sezonului, mergi la vreo editură, începi să scrii toate însemnele astea de-a lungul sezonului. Ți-e o carte de vreo 3000 de pagini, este? Oh, păi dacă păstrați toate însemnele de până acum. Am mâncat două topuri de hârtie, atât. Acum, cu planurile pe care mi le-am făcut. Să ne uităm așadar, cum v-am spus, și clasamentul pe România în continuare, la doar 7 puncte mai am avans față de locul 2. Să vedem dacă vom rezista și după o etapă. Acum 10 au fost la rând ca locul 1 în România, 10 etape. E ceva ce putem pune oricând pe un afiș, dar ar fi senzațional să pot să duc până la capăt locul ăsta, să vedem, să nu cumva să fie o buclă din asta în jos finalul sezonului. Deocamdată 7 puncte avans în continuare și să vedem ce se întâmplă până la finalul sezonului. Nu mă descurajez, mergem mai departe cu ceea ce avem de jucat încă în ultimele 9 etape. Să ne uităm și în mini-liga noastră. Ai urmăritor de calitate acolo, era și Nice. Tine am văzut. Da. Interesant. În mini-liga noastră sunt în continuare locul întâi, dar v-am mai spus, cel care va sta cel mai bine în afara noastră în această mini-ligă va fi invitat pentru a fi primul invitat în istoria acestei emisiuni. Deocamdată ar fi Rareș Popescu, Cormoranul Vesel este pe locul 2, este la vreo 70 de puncte în spate, după cum vedem. Cătălin Preda, BVB09, este pe locul 3. Roland Seic Viland, You Never Walk Alone 91, are locul 4 și United of Chorley, Bogdan Vasile, locul 5. Andy, dacă ne uităm după poziția ta, trebuie să fie săgeată roșie și locul 36, da? În continuare, pe prima pagină a emisiunii, a mini-ligii noastre, este ok. Unde este marele tău rival, Gabriel Ilcu, aoleo, 47? No, 47 față de 36 la nivel de puncte. Aoleu, a făcut 20 de puncte etapa asta, 1710 cu 1744. Deci totuși 34 de puncte. Mi-a scris, recunoscându-și nemernicia de a se fi folosit de dușmani în această campanie, ceea ce evident că Hristos a amendat imediat, că asta i-am explicat și eu, și a pretextat, scuze dintre astea ieftine, că în ultimele două etape a uitat, domne, de FPL și n-a mai apucat să facă schimbări. Din acest motiv. Nici măcar nu mai putem să... Acum mi-am uitat caietul acasă. Nici nu mai putem să o pomenim ca o rivalitate adevărată. Adică vorbim de oameni serioși care într-adevăr se preocupă și na. A fost ultima oară când o pomenim, eventual la finalul sezonului o să mai aducem atenția când ar trebui să fii cu mult în față, dar nu putem să discutăm cu astfel de amatorisme oameni care două etape nu-și fac schimbări în echipă. Domnule, prea mult. Nu putem să le oferim expunere, în primul rând, unor astfel de manageri care dau dovadă clară de superficialitate. Hai să mergem înspre... sigur. Mai facem parastasul. În etapa 38 îi facem parastasul lui Ilcu. Să menționăm și faptul că suntem la doar 54 de oameni distanță de a putea organiza acest live stream de 1000, după care vom da, sigur, un tricou din cele pe care le vedem pe ecran. Oricare echipă va putea să ofere un cadou pentru urmăritorii noștri. Eu știu 54. Deja.
tu știi. Adică știi ce ți-ai alege tu, te referi. Nu, mă uit, m-am uitat în clasament, de exemplu. Așa. Dacă ar fi să acorzi tricou după poziția din clasament, precis va fi un tricou Liverpool, că în liga noastră primii trei după tine, doi țin cu Liverpool pe față și unul e fan Borussia Dortmund, ori se știe că Borussia și Liverpool se iubesc la infinit, deci precis e și fan Liverpool. Dar nu va ține cont de ierarhia din mini-liga noastră, premiul pe care o să-l oferim, așa că șansa este a oricui, indiferent cu ce echipă țineți, indiferent care este tricoul vostru preferat, live stream-ul va da șansa cuiva să îl câștige. Așadar, doar 54 de oameni distanță până când vom putea să oferim acest eveniment și premiul nostru. Anticipăm că se va întâmpla undeva până la finalul acestei luni, să atingem borna 1000, dar oricum, dacă ne urmăriți și încă nu v-ați abonat, faceți și lucrul ăsta ca să ne apropiem și să avem cu toții șansa la acest premiu. Ne uităm, Andy, spre etapa 30. Iată, în sfârșit o etapă, a revenit fotbalul, intrăm din nou în priză. Sâmbătă, duminică, luni. Sunt două meciuri care se vor juca luni, ceea ce înseamnă că episodul nostru de analiză va veni marți, fiind cele două partide care se joacă luni, le vom prinde și pe alea și vom discuta și despre ele. Dar etapa începe de sâmbătă la ora 14:30, ceea ce înseamnă că deadline-ul FPL este la ora 13, să nu uitați de el, și începe cu Chelsea-West Brom. Denotat din conferința de presă de astăzi a lui Tuchel, o declarație cât se poate de interesantă, i-a spus lui Werner să se oprească din antrenamentul de șuturi pentru finalizare, da? Adică ăla se pregătise să tragă mult ca să-și finiseze finalizarea, că are toate momentele astea mai dificile pentru Chelsea, și tu că l-a oprit, spunându-i, domnule, și la o femeie, dacă vrei, nu trebuie tu să o forțezi, da? Trebuie să lași să te sune ea. Iată ce analogie, iată totuși ce aplecare înspre sfaturi romantice are și Thomas Tuchel, spunându-i, domnule, să nu forțezi femeia, dar lasă-o să te sune ea mai bine când îi se face dor, așa că l-a oprit din șuturile la poartă pe Werner, dându-i analogia asta. Îmi pare rău, da, de aici putem trage concluzia că domnul Tuchel nu prea le are cu femeile, fraților. În primul rând că nu o forțezi dacă îi faci curte. Și în al doilea rând, dacă aștept să te sune ea, o să-ți pice în poală numai nebune. De obicei, femeile serioase nu te caută ele pe tine, nu te sună disperate. O să ai parte numai de poetese și pictorițe și chestii dintre astea așa trecute bine de prima tinerețe, dintre astea care mai ascultă Modern Talking, generația aia, dacă aștepți tu să te sune. Da, bănuiam pe undeva că domnul Tuchel, sigur, unii ar putea obiecta că asta înseamnă că e băiat serios. Deci, practic, el și acum umblă cu prima lui prietenă, încă din școala generală, din clasa 8-a, aia a fost prima și cu ea a rămas Tuchel. Cam asta e priceperea lui în materie de femei, judecând după sfaturile pe care i le-a dat lui Werner. În orice caz, un astfel de meci în care West Brom vine ca mielul la tăiere, adică stai să te gândești ce fel de surpriză poate face, sigur, Big Sam va încerca să salveze cumva CV-ul lui. Va fi prima retrogradare pe care o trece în CV, Big Sam, dar nu cred că îl va salva mai mult decât a lăsa o impresie cât de cât plăcută pe final, dacă va reuși și asta. Dar altfel, retrogradarea este ca și finalizată, ca și lămurită, iar Chelsea va veni cu tot lotul, în afară de N'Golo Kanté, despre care spune că în continuare are câteva dificultăți, dar încearcă să le recupereze în curând. Pentru meciul ăsta nu va fi disponibil, dar în rest toată echipa disponibilă, deci nu cred că vor fi probleme de selecție pentru Chelsea, poate să trimită în teren ce simte el că este mai în formă. Și în mod normal ne așteptăm ca Chelsea să câștige, da? Păi da, că ăsta e genul de meci pe care escrocul de Big Sam își permite să-l piardă, chiar nu-i pasă de partida asta, că nu de aici scotea el puncte și probabil va fi o victorie. Numai să vedem ce fel de victorie, dacă va fi tot una prudent așa, ăsta a fost stilul afișat de Tuchel până acum. Unul prudent, hai să nu luăm, ca să trebuiască după aia să transpirăm din greu, să obținem victoria. Sau poate după pauza asta, cine știe, cu un picuț de odihnă pentru unii dintre jucători, presupunând că n-au jucat toți pe la naționale, vom vedea un având muncitoresc mai mare și poate și un scor mai mare, dar în orice caz va fi victorie.
Pentru meciul ăsta cu West Brom, multă lume ar vrea să aibă jucători. Multă lume vorbește acum de Fernando Alonso. Mă rog, de Fernando Alonso. Asta este de la Formula 1, da? Vorbim de Alonso ăsta lor. Da, de Alonso. De la bun început că, de fapt, pe Fernando au vrut să-l ia și nu l-au nimerit pe Alonso care trebuie. Ei credeau că-l iau pe Fernando. Acum s-au potcovit cu ăsta, ce-ți mai fac? Marcos Alonso este ceea ce spun unii că s-ar gândi să-l pună și capitan. Problema este că nu știu dacă va fi titular el sau Chilwell. No. Acum lumea crede că va fi Alonso. Dar în orice caz, uite la Chelsea cu secvența asta de meciuri, că trebuie să ne uităm la ce urmează pentru ei. Este West Brom acasă, Crystal Palace deplasare, Brighton acasă, West Ham deplasare, Fulham acasă. Finalul de sezon va fi ceva mai nasol. Adică ultimele patru etape nu te mai ține cu jucători de la Chelsea. Dar până acolo, din etapa asta, până la final de etapă 34, ai zice că ar fi niște investiții bune, cu condiția să știi ce nu rotește Tuchel. Să poți să nimerești bine. Teoretic ar trebui să o nimerești cu Mason Mount și cu Rüdiger, de exemplu. Ăștia par să fi fost în cărți de la început. Altfel n-aș băga mâna în foc. De asta ziceam, no way, nu știi dacă va juca Alonso. Nu poți fi foarte sigur. Poate e Chilwell. Eu l-aș fi luat pe Chilwell, dar n-am nicio siguranță și atunci prefer să nu mă bag. Mă mulțumesc cu Rüdiger și cu Mount. Da, momentan ăștia sunt și oamenii pe care eu iau un calcul pentru wildcard în etapa 31. Mă gândisem la Werner, dar Werner cumva mă încurcă în planurile de a-l ține pe Harry Kane acum că s-a anunțat o dublă pentru Tottenham în etapa 32. Așa că, deocamdată, Mount și Rüdiger par să fie oamenii care într-adevăr au și la nivel de preț și la nivel de prezență în echipă îți oferă o oarecare siguranță, adică cel puțin sunt oamenii, uite, Mount la 7.0 sau Rüdiger la 4.7, cel puțin nu-ți sacrifică fondurile. Bă, dacă nu-i bagă, nu ai cheltuit mult cu ei, pe când alții ar putea să te coste destul de mult. Și la nivel de fundaș, la nivel de mijlocaș, sunt jucători care sunt la nivel de prețuri ok. Dacă nu ți-i joacă, asta este, știu la ce te bagi, dar nu sunt ultra scumpi, nu sunt jucători premium. Da, păi pe asta am mizat și eu când l-am ales pe Rüdiger. Când l-am luat prima dată, nu știam sigur dacă va fi titular, dacă va fi om de bază, dar mi-am spus, bă, la prețul ăsta chiar merită să-l țin acolo. O vreme n-am știut să-l joc, mai țin minte că îl punem în rezervă fix atunci când puncta mai mult, dar nu m-a durut foarte tare că la prețul ăsta ți-l permiți. Iar Mason Mount la fel, nu e un jucător scump și atunci când joacă îți poate aduce multe puncte. E o investiție foarte bună. În rest, ce vedem la vârf pentru Chelsea sunt Mendy, portarul, Chilwell, mai este Werner, Aspiricueta, Jorginho, James. Asta e problema. Ai vrea să profiți de meciurile astea care vin pentru Chelsea, dar încerci cumva să nu te trezești că ai luat prea mulți când joacă prea puțini. Asta e singura problemă. Va fi o perioadă a sezonului în care va trebui să ai și bancă, va trebui să te pregătești, depinde câte chipuri mai are fiecare, dar încă se mai pot întâmpla lucruri neprevăzute, adică să vedem etape care se învârt între ele pentru că vor ăștia să prindă spectatori pe stadion. Informațiile sunt că la finala Cupei Ligii o să avem deja câțiva spectatori în tribună la meciul dintre Manchester City și Tottenham. Adică să vedem cât se lasă, cum vor fi la semifinalele FA Cup, nu, dar finalul de sezon știm că va fi deja cu spectatori. Și nu știu ce să zic, cât de mult ne va încurca, ce etape se pot roti sau cum va face Premier League. Deocamdată ne putem planifica doar ce avem în față și Chelsea este o variantă de investiție, numai că trebuie să te gândești dacă găsești jucători care să nu fie foarte rotiți în perioada următoare. Da, mai zic că 2 e suficient, pentru că nu ai prea multe certitudini acolo și să nu riști să, într-o etapă dintre asta juicy, să-ți stea toți 3 pe bancă. Asta ar fi varianta cea mai prudentă. În cazul lui West Brom, dacă e să ne uităm sigur la puncte, nu ne uităm foarte mult, dar ne uităm la meciurile pe care le mai au ca să înțelegem, mai există vreo șansă pentru ei, de unde ar putea să vină victorii pentru West Brom, care ar fi? Southampton acasă,
Wolves acasă, Villa deplasare, West Ham acasă, Leeds deplasare. Nu-i vezi câștigând aici la rând o grămadă de meciuri pentru a mai avea vreo șansă. Deci, povestea cu retrogradarea este ca și încheiată. Mai discutăm ce te-ar interesa de la West Brom. N-au nici dublă, n-au nimic care să te intereseze, n-au nici echipă cu care să poți să zici că ai încredere pe final de sezon. West Brom este una dintre echipele care va sta departe de intențiile noastre de investiții pe final de sezon. De acord? Exact. Țineți departe. Asta ar fi sloganul. Așa. Pe cine să remarci de acolo, din echipa asta, chiar nu... Acum au jucat, n-au niciun jucător mai, niciun fotbalist mai acătării să spui, bă, uite ăsta, poate au altă echipă, l-aș fi ales. Nu-mi place nimeni. Uite un jucător care nu poate juca oricum, este Conor Gallagher, pentru că el se tocmai împrumutat de la Chelsea. Ăsta e un jucător care cred eu că a profitat de anul de la West Brom și a făcut un an de experiență la nivel de Premier League, a jucat meciuri, mi se pare că s-a remarcat cât de cât în echipa aia, a jucat constant, acum lucrează probabil și la disciplină, pentru că a fost un jucător care rar a scăpat fără cartonașe galbene, chiar sunt curios să văd câte cartonașe galbene are. Yellow cards, ia să vedem jos, 8 cartonașe galbene, într-adevăr. Deci a luat, într-adevăr. A dat, dar a și luat. Pentru că după ce a dat, a luat. În rest, într-adevăr, cum spui și tu, nu știu, portarul Johnston, dacă se va interesa cineva, Pereira era lăudat la nivel de championship, dar pare că cam mare ar fi nivelul championship. Nu prea a arătat multe meciuri extraordinare în Premier League, cu câteva sclipiri, dar mult prea puține, departe de constanța de care ai nevoie pentru un jucător care să se afirme la nivel de primă ligă. Așa că da, West Brom se va duce. N-a mai prins penaltiuri în Premier League, așa că n-a mai putut să facă mare brânză, că el cu asta... se scotea în championship. Da. Așa că noi mergem mai departe înspre Leeds cu Sheffield United. E, uite motivul pentru care oamenii au meritat să investească în Leeds în 29, pentru că au avut meci și merită să-i ai și pentru etapa asta cu Sheffield United acasă. În cazul meu, eu am un defensiv și doi ofensivi, adică Dallas în apărare, Rafinha la mijloc, Bamford în atac. Și după etapa asta o să ne uităm pe programul lor, dar foarte probabil atât a fost. Cred că a sosit momentul să vedem și o surpriză dintre asta. Sheffield nemai având nimic de pierdut și Bielsa cu stilul ăla lui îi va lua de sus, îi va trata cu dispreț pe ăștia de la Sheffield. Bielsa nu e un tip foarte inteligent și s-ar putea să fie loc acolo de o boabă, două, cine știe cum se termină meciul. Mi-ar plăcea să văd o surpriză, sigur că nu sper foarte mult chestia asta, diferența de valoare există și e destul de mare, dar la haosul lui Bielsa, cu haosul ăla în teren, se poate întâmpla orice. Uite cei mai populari jucători al Leeds. Bamford este aproape la jumătate din echipele care acum activează în FPL, deci e la 48%. Dallas e la un sfert, 25.4, și Rafinha a ajuns la 16.5 popularitate în FPL. Adică etapa asta, dacă ăștia trei oameni vor face treabă, o să te încurce destul de mult. Trebuie să poți să duci și tu cu echipa ta punctele pe care ăștia le-ar scoate în meciul cu Sheffield United. Așa că eu cred că, da, una din obiectivele tale ar trebui să fie să se întâmple ceva aici, ca ăștia trei să nu prindă o zi bună. Cred că mai safe este cu Bamford în cazul de față, ca să nu pierzi bonusul defensiv cu Dallas. Ți-am zis, au loc teoretic și cei de la Sheffield să înscrie. Bamford ar fi soluția cea mai bună, că în meciul cu Sheffield, da, poate să te poți trezi și cu un hat-trick Bamford într-un asemenea partidă. Dar nu m-aș arunca asupra portarului sau fundașilor. Mm-hmm. Rafinha, da, din perspectiva Premier League, e un jucător fenomenal, dar un FPL, nu știu ce să zic, dacă merită să sacrifici pe cineva din echipa ta ca să-l iei pe Rafinha și pentru ce? Pentru o etapă, două? Păi nu. Bine, în ultimele etape n-am mai prins nicio etapă cu 10 puncte, dar 6, 5, 4, 8, 8,
în ultima etapă. 8 puncte au fost multe, să știi, la cât de puține au fost în etapa 29, 8 au fost aur, acest assist al lui Rafinha. În rest, sigur, ne uităm la programul următor pentru Leeds și ne dăm seama motivul pentru care avem mari rezerve să ne mai ducem cu jucătorii lor. Până etapa 34, acolo spre final, să știu ultimele 3, dacă te mai interesează ceva aici, finalul pare să fie din nou ok, dar după etapa asta ai vrea să fugi repede dinspre jucătorii lui Leeds. Mai degrabă ultimele 2, pentru că cu Tottenham, Brighton și Burnley, nu, astea nu sunt meciuri ușoare. Adevăr că... Și noi le-am catalogat așa. Nu, nu cred că vor mai fi mult. Dacă oamenii pleacă de pe jucătorii Leeds în perioada asta, nu cred că vor fi, eu știu, o țintă principală. Adică nu vor deveni un obiectiv neapărat să iei înapoi pentru ultima etapă sau ceva de genul. Ar trebui să se întâmple ceva deosebit. Așa că Leeds cred că acum este ultima strigare, după care oamenii se vor mai îndepărta de ei. Poate îi vor ține doar dacă sunt variante de buget, să le stea pe bancă, să fie acolo dacă nu îi încurcă la bani, dar în rest poate, pe ultimele etape, da, puțin. Nu. Eu, de exemplu, în draftul meu de wildcard, dacă joc wildcard în etapa 31, nu am niciun jucător Leeds. Nu, pentru secvența asta nu mai merită. Bravo! Eu sunt de acord. Sigur, și din motive, dacă vrei, ezoterice, am mai explicat chestiunea asta. E bine să te gândești și la sufletul tău, maică. Ce se întâmplă pe lumea cealaltă, dacă o exista... În cazul lui Sheffield United, noi ne uităm la programul lor numai ca să ne dăm seama cu ce echipe joacă și a ne da seama ce echipe ne interesează să avem jucători de la ei. Adică jucătorii ne interesează adversarilor ca să putem să luăm câțiva jucători de pe acolo, să dea la Sheffield United. Leeds, Arsenal, Wolves, Brighton, Tottenham, Crystal Palace, Everton, Newcastle, Burnley. Nu știu. Numai că nu putem recomanda nimic. Culorile aiure. Tot mai mișto a fost graficul făcut de noi, tabelul făcut de noi, că ăștia erau pus culorile. Păi trebuia să fie pe roșu meciul cu Arsenal, trebuia să fie pe roșu și meciul cu Wolves, după părerea mea, pentru ei. Că păi și toate sunt roșii ale lor. Tot, da. Ale lor, nu cred că mai are niciun meci la îndemână. Adică nici meciul cu Burnley de acasă. Poate doar Newcastle. Da, nu e, nu. Putem uita, nu... Sheffield United este într-o situație foarte nasoală. Apropo, pentru cei care căutau această planificare până la finalul de sezon, uitați-vă și în episodul anterior când efectiv am făcut structura întregului final de sezon până la ultima etapă. Dacă n-ați prins episodul ăla, încercați să mergeți și să vedeți și episodul anterior unde efectiv am luat etapă cu etapă. Lucru nou care a mai apărut după episodul din săptămâna trecută este ceea ce am preconizat că se va întâmpla, șansa ca Tottenham să fie cu etapă dublă în 32. Problema fiind că ajungem la Tottenham să discutăm despre ei, problema fiind că în 33 Tottenham nu are meci. Nici ei, nici Manchester City, având blank pentru finala Cupei Ligii. Așa că Tottenham va fi o investiție pentru etapa 32 și va trebui navigat etapa 33 cumva. Mergem la meciul următor. Leicester cu Manchester City. Meci mare, dacă stai să te gândești. Bun. Locul 3 cu locul 1 din clasament. Asta da, asta e un meci de văzut. Sunt două meciuri mișto. Sâmbătă ambele de văzut. În primul rând ăsta, că e mai devreme. Tare sunt curios să văd dacă pauza asta i-a servit lui Guardiola sau dacă au pierdut un picus din avântul ăla pe care l-au arătat în etapele de când a semnat ăsta un nou contract. E interesant. E deschis oricărui rezultat meciul ăsta. Domnule, crezi cumva că Niță a reușit să zdruncine încrederea lui Gundogan în meciul cu România? Sau o fi făcut-o cei din Macedonia de Nord când au jucat și au bătut în Germania? Mi s-a părut că Gundogan nici nu știa la ce meci s-a prezentat. Cam după cum se mișca el așa pe teren, parcă mai mult din obligație. Exact, toți ăștia care vin. Care este natura obligației, da. La echipele naționale, ți se pare că abia așteaptă să plece de acolo și să scape de acolo, să ducă înapoi la adevăratul fotbal pe care îl joacă ei la echipa de club. Nu poate să-ți transmită lucrul ăsta, nu o să spun abia aștept să scap de aici, să plec înapoi, dar
aproape că îți spun, dar nu o să vă aștepta să pun aici osul, să mă pun să mă accidentez în meciurile astea, să... eu o să mă vedeți, într-adevăr, punând osul la meciurile de echipă de club. La națională mi se pare că deja totul este o formalitate. Trebuie să bifăm acum ce să facem. Păi da, mi-aduc aminte la un meci al naționalei Franței, tot așa se încheia o etapă dintre asta de preliminare și făcuseră meci egal. Nu bătuseră și nu jucau cu Germania sau cu Spania sau cu nu știu ce forță, nu mai țin minte exact. Înainte să iasă ultima oară campioană mondială, când la final, e drept că transpiraseră, sudaseră, e la națională, până și Pogba la națională dă tot ce poate, acolo se duc. Bă, dar la final erau așa de fericiți când au auzit fluierul, au început să bată palma. Yes, yes, că am scăpat, bă. Așa mi s-a părut, că se bucurau că s-a terminat cederea la națională. Revenind la Leicester cu Manchester City, putem considera că omul ăsta din imagine ar putea din nou să fie determinant? Adică la meciul tur, mm-hmm, când s-a terminat 5-2, ia uite aici, 3 goluri marcate de Vardy. Bun, bun de tot. Da, Vardy poate marca și cu Manchester City și cu orice echipă, n-are absolut niciun fel de grețuri. Problema este cine îl servește. Că aici a suferit Brenda și Vardy, au suferit în ultimele etape, în cele în care au lipsit și Barnes și Madison, a fost o problemă mare. Pentru că Vardy nu este Harry Kane. El nu se poate reinventa, mai ales de la un meci la altul, cu atât mai puțin. Nu e la care să coboare, să construiască, eventual să mulțumească într-un meci cu rolul de pasator. Nu, lui trebuie să-i servești. Nu e chiar genul de pomanagiu ca pe vremea lui bunicu, dar nici nu e neapărat un om care să-și construiască, să-și facă singur baloanele. Aici este buba. Ori la meciul cu City din tur, din câte țin eu minte, îi avea pe cei doi servanți în spate. Aia sunt curios acum să văd. Madison, zici că joacă sau Madison? Madison este revenit acum la antrenamente și are șanse bune să joace. Barnes nu. Barnes încă este în post-operatoriu, urmează să revină lângă grup. Nu știu, să vedem dacă o să mai aibă șanse să mai figureze deloc până la finalul sezonului. Asta e o problemă, pentru că Barnes era mai degrabă tipul servantului. Dar măcar cu Madison poți vedea niște combinații. Nu mai joacă singur în față. Totuși e important pentru Vardy. Dar de Barnes ar fi avut el mai multă nevoie ca să puncteze. Da, Madison, după cum vezi, nu mai are nicio restricție, nici la nivel FPL, nu mai are niciun steag. Oamenii consideră că va fi titular pentru etapa asta și Rodgers se bazează pe el pentru etapa asta. Păi te notez și eu aici, ia să vedem, noi poate facem ceva cu Madison. Păi hai să ne uităm și la program, să vedem ce fel de investiție este Leicester. Este pe termen scurt? Poate să fie până la final? Momentan ai zice că nu meciurile astea vrei neapărat să ai jucătorii lui Leicester cu City și cu West Ham în deplasare, dar din etapa 32 este aici o insulă de 4 meciuri. Mamă, ia uite, West, Brom acasă, Crystal Palace acasă, Southampton deplasare și Newcastle acasă. Astea sunt 4 meciuri în care vrea să te bagi în Vardy, în Madison, Ricardo Pereira, dacă vrei defensiv, ceva de genul ăsta. Dar aici te tentează investiții în Leicester. Exact, cum ar fi zis Teoharie Coca-Cosma. Madison va înscrie, Madison trebuie să înscrie. O să înscrie, o să și de asisturi din 32 îl iau, neapărat. Deci îți faci undeva un asterisk, o notiță acolo. Must have etapa 32. Și ce te gândești la dublu Leicester, Vardy cu Madison sau doar unul? Da. Dublu Leicester, da? E adevărat, vreau să-l și văd. Da, vreau să-l văd pe Vardy acum, etapele astea două. Sunt două meciuri grele. Să vedem cât de dispus este la, cât de disponibil e la, pentru efort acum pe final de sezon. Mai are chef sau îl paște iar o hernie din traia, că de a venit vara, maică și o berică pentru hernie, sigur, n-ar strica. Ia uite pe oamenii lui Guardiola. Gündogan este omul care are cele mai multe puncte, dar ar trebui să vorbim despre unul dintre cei mai scumpi, uite, la nivel de preț, al treilea cel mai scump jucător din FPL pentru City este Sergio Aguero. De ce discutăm despre el? Pentru că în ultima săptămână s-a oficializat
despărțirea lui Aguero de Manchester City. S-a transmis oficial că la finalul acestui sezon Aguero se va despărți de Manchester City, fiind la final de contract, și va primi o statuie în afara stadionului, lângă statuia lui Kompany și a lui David Silva, va fi și statuia lui Sergio Aguero, fiind văzuți ca trei arhitecți ai noi istoria lui Manchester City, a noi ere Manchester City, când de fapt undeva deasupra lor ar trebui să stea o statuie fie cu șeici, fie cu steagul arabilor, nu? Da, sau cu o bancnotă. Sau, nu, no, cu o sondă din traiada asta ar trebui. Un grup statuar cu o sondă de petrol și niște pakistaneze amărâți trudind acolo că ei muncesc în peninsula Arabiei. Doar să muncească saudiții sau catarezii sau aia din Emirate. No, aia-s doar patroni. Altfel sigur că merită. E cea mai bună perioadă din istoria lor modernă. Și atunci, doamne, uite, pentru ei vor rămâne eroi. Am vrut să-ți spun aici istoria în FPL a lui Sergio Aguero. Ca să ne dăm seama că, în primul rând, și din cauza, și din perspectiva FPL, putem să-i aducem un omagiu, să putem să-l lăudăm pentru ce a făcut în sezoanele astea. Din 2011-2012, ia uite la nivel de goluri, 23, 12, 17, 26, 24, 20, 21, 21, 16, adică totuși ce bombardier, adevărat bombardier de goluri, nu dintre ăsta contrafăcut, da? În total, absolut remarcabile aceste sezoane pentru el. La nivel de puncte, 200, a trecut de 3 ori de 200 de puncte. Problemele lui Aguero fiind mereu minutele, da? Dacă a jucat suficiente minute, a fost mereu în zonă bună de goluri și de puncte. Problemele lui cu goluri mai puține au fost când vedem că și minutele lui au fost semnificativ mai puține într-un sezon. Aici mult, peste 150 de goluri a dat, fraților. Senzațional. Merită să ții un atacant ca ăsta. Da, da, așa că statuia se justifică. Asta a fost. Și uite, inclusiv pase de gol, uite, asisturi pe coloana asta. A fost și în sezoane în care a avut 9, 11, 10, 11 asisturi, dar și pase de gol pentru colegi. Mă rog, parte din ele au fi fost mingi respinse de portar și împinse în poartă de un coleg, știi? Și chestii de genul ăsta. Nu, și-a făcut treaba. Și-au făcut treaba cu Aguero. N-a fost genul de vedetă doar cu mofturi și cu fițe și cu bășini. Omul a și muncit, așa că e greu totuși să găsești un tip talentat care să fie dispus să se și sacrifice pentru binele echipei, că acolo trebuie să te sacrifici la Gladiola. Îți poate da tot felul de sarci în timpul meciului care să te scoată din ale tale. Da. Să reziști atâția ani fără să crâgnești, să-ți ajuți și cu echipierii, să fii și goalgetter. Merită și da, și toți antrenorii, pentru că uite, vezi, pomenea de Guardiola, era o încercare pentru el. Guardiola nu-l vedea neapărat cu ochi buni, că nu știa dacă e capabil să joace ceea ce el îi cere. Și pe Guardiola l-a câștigat de partea lui până la urmă. Și cu Guardiola a jucat, și cu el a fost titular și a fost un om important și a câștigat titluri cu el. Problemele lui Aguero au fost mereu fizice. Talent a existat dintotdeauna, problemele au fost doar să se țină disponibil medical. Și dacă ne uităm la sezonul ăsta și sezonul trecut, vedem în sezonul ăsta doar 308 minute, sezonul trecut sub 1500 de puncte, 1500 de minute jucate. Astea sunt problemele pentru el, disponibilitatea. Și la 30 de ani cât are acum, da, se termină capitolul lui Aguero la Manchester City. Se face loc pentru un alt atacant care ar trebui să țină locul lui Aguero. Haaland este momentul de față pe listă. Erling Haaland, știi ce mi se pare mie interesant la Haaland? Bă, a pornit taicăsu, care a jucat, sigur, a fost și în echipa lui City. Taicăsu împreună cu Mino Raiola au pornit în turneu. Bă, au fost săptămâna asta în Spania. Au discutat cu Barcelona și cu Real Madrid. Acum se pare că vine în Anglia și discută cu Manchester City, discută cu alții. Bă, rar mai auzi chestii de genul ăsta, totuși e un jucător sub contract. Bă, se plimbă agentul lui și taicăsu, exact cum s-ar plimba solii, emisarii imperiilor, știi, mergeau prin tot felul de țări să discute cu aia. Ia să vedem unde atacăm mai bine, care, în funcție, se simțim pe ăștia cam cum reacționează. Cam asta e tot ce se întâmplă.
Da, păi noi știm că Raiola e un nesimțit. Nu îl interesează chestiunile astea, nu-i pasă de părerea celor de la club, clubul la care evoluează jucătorul pe care vrea să-l vândă. Nici n-a încercat să o facă discret, am văzut că a dat și declarații. Ba chiar a spus că City nu este neapărat o prioritate, că se cunoaște faptul că e nu-l înghite pe Guardiola, dar se duce să discute, sigur. Bănuțul, banii n-are miros, cum zicea Tănase Scatiu, personajul. Așa și Raiola, asta e nesimțire. Sigur că o faci, că asta e meseria ta de impresar. Dar fă-o și tu, mă, discret, că încă nu s-a terminat sezonul, ăla e sub contract cu echipa aia. Da, eu cred că Dortmund nu are o problemă cu asta. Dortmund ar fi reacționat mult mai violent. Eu cred că Dortmund ar fi reacționat mult mai violent în cazul în care avea o problemă cu asta. Dar ceva mă face să cred că Dortmund a ratat, sau Dortmund s-a ținut mult prea tare în gură vara trecută când a negociat până la sânge cu Man United cazul lui Sancho. Da? Acolo a fost ocazia de 100 de milioane. Și tot au crezut că United va veni cu banii aia pe care ei cereau și n-au venit United. Au lăsat transferul să pice. Dortmund s-a comportat ca și cum la ei nu-i criză, ca și cum la ei trebuie să dai 100 de milioane ca să iei jucător, noi n-avem nevoie de bani. Și pare că mâna asta liberă pe care o are Raiola împreună cu Texul să meargă acum în turneul ăsta de promovare a transferului, mi se pare că în momentul de față Dortmund nu reacționează foarte violent, pentru că eu cred că în sfârșit au realizat că și la ei e criză, e nevoie de bani și acolo. Prețul ar fi 150 de milioane de euro. Cine ar vrea să-l ia pe Haaland? Să vedem cine are banii ăștia. Acum, deocamdată, pare că City aici ar avea avantajul, că într-adevăr ei sunt pregătiți să dea și banii și salariul care ar trebui pentru Haaland. Spania, să vedem. Barcelona nu cred că este. Barcelona mai degrabă să negocieze pentru Aguero, omul care poate să vină gratis la final de contract. Da. Dar la Barcelona cred că o să vedem niște chilipiruri de genul ăsta, cineva la final de contract. Aguero, repede, discuție cu Barcelona. Wijnaldum, repede, discuție cu Barcelona. Sunt la final de contract. Pare că banii ar putea să vină din Premier League, dacă City sau Chelsea, te trezești că poate și Chelsea este o echipă care își va încorda din nou mușchii. Să vedem. În general, antrenorii de școală olandeză nu sunt dintre ăștia care preferă să lucreze cu multe vedete în echipă. Preferă să promoveze tineri, să ia cât mai ieftin. Deși nu mai este ieftin să iei puși din Brazilia și Argentina. Ați văzut că s-au prins și ea și cer mulți bani pe cei care sunt într-adevăr foarte talentați. Și să-și mai ia, exact cum zici tu, 2-3 jucători cu experiență, știu că se pot baza pe ei, deci nu cred că va fi Barcelona. Și atunci, da, șansele cele mai mari le au cele două cluburi fără număr, Manchester City și Paris Saint-Germain, în cazul în care, da, nu cred, și-l dorește Pochettino, ce știi? Da, nu o să ajungă la discuție. Nu cred că își dorește Haaland altceva. Haaland vrea să meargă la o echipă dintre astea care să joace la campionat. Adică să joace la nivelul de salarizare pe care poate să-l dea altcineva. Nu trebuie să fie. Pare că Paris Saint-Germain este echipa la care te duci dacă într-adevăr nu ți-a ieșit cu celelalte și atunci zici, știi ce, măcar bani să fie. Pare că e așa, pare că nu e echipa la care ai visat să joci, să te duci acolo, e absolut normal. Acolo te duci dacă nu-ți iese cu altele la care ai visat să joci. Atunci ajungi la Paris Saint-Germain, nu ca visul tău de carieră mai departe. Și atunci cred eu că aici ar putea să fie și așezarea lui Haaland pentru vara asta. Mai e ceva ce ar trebui discutat, Bayern München. Ai dat seama că era înlocuitorul perfect pentru Lewandowski. Aoleu, deci cred că Bayern în momentul de față e atât de supărată pentru faptul că deja s-au aruncat ăștia mari, că ei nu o să se pună să se bată la nivel de salarizare, dar dacă nu-l miroseau ăștia mari, dacă el nu avea fulminantul ăsta sezon în Champions League, la Dortmund, imediat să se lanseze atât de bine, cred că înjură Bayern pentru că a dat atât de multe goluri și s-a remarcat atât de mult, pentru că era perfect pentru ei să-l înlocuiască pe Lewandowski, încă și timeline-ul se potrivea. Lewandowski la 30 de ani, cu intrarea lui Haaland mai departe, era pur și simplu la fix, li se potriveau. Da, și ăsta e stilul Bayern. Să umple. Acum să nu, păi nu așa l-o lua pe Lewandowski, gratis de la Dortmund. Da. Bani ar avea, numai că ei, după cum știți, au altă politică. Nu sunt chiar așa super cheltuitori. În cazul în care vor neapărat, nu se mai poate fără ăla, da.
bagă mânuța în buzunar. Păi dacă mai venea și Holland la Bayern, nu de mai rămânea decât să facem ca Giovanni Becali, să smulgem căștile, să tragem și un scuipat. Păi da? Ce să mai joci, bă, în condițiile astea, în Liga Campionilor? Să terminăm. Dar ăsta era, bă, ca o mănușă le venea transferul ăsta, știi? Și cred că tot ceea ce enervează pe Bayern e faptul că iau stilul ăsta, se duc să-ți dea bani, adică s-ar fi dus la Dortmund să-i spună 100 de milioane, bă, dacă vreți, facem deal-ul. Și dacă ea nu, dacă ea strâmbau din nas, se spunea, a, bine, lăsați atunci, că mai stă el un an și îl dați gratis. Ceva de genul ăsta. El trebuiau să-l simtă spre finalul de contract, știi? Să facă o ofertă. Așa au făcut și cu Lewandowski. Zice, ok, mai are un an de contract, da? Luați banii sau îl luăm gratis la anul? Și a zis, bă, nu luăm. Trebuie să dați bani mai mulți. Ei, nu, mai mult de atât nu-i dăm. Nu dăm? A rămas gratis și a venit, într-adevăr, Lewandowski liber de contract pe zero. Pe zero să-ți vină un jucător ca Lewandowski. Numai pentru faptul că dacă ceilalți n-au venit cu mulți bani, dacă ceilalți n-au venit cu oferte mari, la momentul ăla Bayern a avut întâietate. A făcut-o cu mulți jucători, exact în felul ăsta. Și ei se enervează în momentul în care echipele astea mari pun ochii pe jucătorii din Germania, pentru că altfel ei ar lua ori la prețuri mai mici, ori gratis la final de contract. Da, buni la management. Le-a ieșit de multe ori chestia asta. În cazul de față, din ce povestești tu, pare totuși Manchester City în pole position. Mm-hmm. Trecând peste declarațiile lui Raiola, care e nescroc, nu trebuie să ne luăm neapărat după ce spune. Păi City avea în primul rând resurse pentru un contract al lui Messi. Ceea ce trebuie să-ți spună că City are resurse pentru oricare jucător de pe planetă în momentul ăsta. Așa că suma de transfer și în rest salariul nu va fi o problemă pentru Manchester City. Să vedem cum se vor așeza lucrurile, dar de asta am discutat în detaliu acum, pentru că e într-adevăr un punct de pornire plecarea lui Aguero. Trebuie să ne spună că aici vine cineva. Ce vreți, să plece Aguero, să nu vină nimeni? Cine, Jesus? Să fie omul lor anul viitor? Hai să fim serioși. Va veni un transfer, să vedem dacă va fi chiar Holland, dacă va fi alt jucător, dar această plecare anunțată din timp a lui Aguero, cred eu că trebuie să deschidă pârtia și pentru discuțiile cu alții. Eu cred că de asta s-a făcut acum anunțul. Nu exista o presiune să spui de acum că Aguero pleacă? Eu cred că a fost nevoie să o spui pentru a facilita discuțiile cu aia pe care tu vrei, cu ăla pe care tu vrei să-l aduci în locul lui. Să fie foarte clar, Aguero nu mai continuă la noi și este rândul tău să vii, să intri în echipă și să fii titular. Să nu cumva să te gândești că ne vom răzgândi, Aguero va mai rămâne și o să-ți ia din timpul de joc în echipă. Nu, 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 Aguero pleacă și tu intri. Hai, dracu, n-ar lua și ei, bă, de la Neagigi un jucător, că uite câți bani au. Tocmai a anunțat Neagigi că nu vrea mai mult de 50 de milioane de euro pe niciun jucător de-al lui. Numai la ăștia se aruncă. Acum la nivel de puncte FPL, da? Să revenim la discuția asta, dar era un punct interesant, sigur, pentru cei care au văzut știrea asta, cei care urmăresc și evoluția situației lui Haaland. Haaland niciun gol n-a dat la Norvegia. În 3 meciuri și-au jucat cu toți desculții, au luat și bătaie, s-au făcut de râs, erau ăștia înnebuniți fanii Norvegiei. Haaland n-a dat niciun gol. Au jucat și cu Gibraltar, au jucat cu niște desculți din ăștia și n-a dat niciun gol. Au bătut, dar el nu s-a lipit la niciun gol. Așa că eu cred că este și lui mintea la rezolvarea transferului să se termine povestea asta. Dortmund vara asta poate lua bani mulți pe el. Vara viitoare are o clauză de sumă fixă cu care pleacă. Acolo nu mai negociază nimic Dortmund. De asta spun că acum pare Dortmund relaxată să-i lase pe ăștia să se ducă în turneu. Păi dacă era o echipă care într-adevăr nici nu vrea să audă de vreun transfer, păi acum era scandal. Avocați, tu ce ești tu procuror? Începea Raiola, îți dai seama, și el aceeași chestie. Deci era scandal mare în cazul în care Dortmund nu era ok cu faptul că se întâmplă acum tot turneul ăsta de promovare a lui Haaland și de găsirea următoarei echipe. Da, oricum, pentru Dortmund ăsta era sezonul în care puteau să spere la ceva în Liga Campionilor. Sigur că nu s-a încheiat. Na, era clar că joacă cu City. Joacă cu City, îți dai seama. Perfect. Perfect pentru Mino Raiola a căzut meciul ăsta exact cum vroia el. Cum o să-i facă ăștia cu ochiul pe teren, îți dai seama, lui Haaland? Da. Gândiți-vă că Guardiola, cu toate, oricum ăia ar fi avut bani. Și Guardiola acolo la clubul ăla chiar nu i se refuză nimic. Dar după sezonul ăsta, în care el ia titlul în Premier League,
Și cine știe ce mai câștigă, pentru că am dat în cărți pentru toate trofeele care se pot câștiga. Păi are, dintr-o dată are și mai multe argumente să ceară și un miliard, dacă vrea, iar ea pot să-i dea, fără niciun fel de problemă. Să ne uităm la situația finalului de sezon pentru City. Sunt virtual campioni. Ceea ce remarcăm la City este faptul că mai au un blank, nu mai are nicio dublă City de jucat, a trecut sezonul dublelor pentru jucătorii City. Blankul din etapa 33 sigur că ne pune o oarecare piedică să căutăm jucătorii lor. Singura etapă în care ai vrea jucători de la City pare să fie meciul ăsta cu Leeds de acasă. Acolo trebuie să vedem cine, cum, cred că De Bruyne va fi un capitan titular, capitan popular pentru etapa 31. În rest, nu știu ce să zic, mie mi se pare oricum că ai sacrificat destul de mult pentru o singură etapă, pentru că în rest, Leicester în deplasare, Aston Villa deplasare, blank, Crystal Palace deplasare, Chelsea acasă, Newcastle deplasare, Brighton deplasare și ultima etapă Everton acasă. Eu vreau să spun că sunt perfect împăcat cu ideea că s-ar putea să nu mai am niciun jucător de la City până la finalul sezonului. De acord. Și eu la fel. Meciul cu Leeds nu trebuie să fie neapărat unul în care echipa lui Guardiola să dea nu știu câte goluri. Amintiți-vă că în tur au pus Batista pe țambal, că nu-i așa, cei doi se iubesc și se respectă foarte mult. 1-1. După declarații. Da, a fost egal. La fel s-ar putea să vedem și aici. În fond, pentru Guardiola, jocurile sunt făcute în Premier League. Acum nu mai trebuie să tragă pentru nimic. Are de unde să scoată victorii. Uite, cu Villa, cu Crispe Hodorogson îl bate, nu mai zic Newcastle, Brighton. Ăștia îi vin la îndemână, chiar și Capo. Bă, singurul meci care pare dificil pentru el e ăsta, cu Chelsea. Și pe ăla cred că îl câștigă. Pe ăla cred că îl câștigă numai pe chestia să arate că e bun. Adică mai degrabă văd să câștige meciul cu Chelsea decât Crystal Palace în deplasare sau asta un Villa deplasare, care probabil nu vor fi atât de importante pentru el. Cred că le va spune băieților numai să apese acum pe pedala de accelerație ca să nu mai aibă, să poată să odihnească oameni pe finalul de sezon, să-i bage doar în cupe. Adică titlul să fie deja rezolvat și să poată să menajeze oamenii de care are nevoie în Champions League sau chiar în ultima fază din Cupa Ligii sau în semifinale, finală de Cupa Angliei. Ceva de genul ăsta. Va face probabil De Bruyne dacă revine la forma inițială, aia din toamnă, la forma fizică. Va face puncte, dar nu cred că e așa o tragedie. Mai sunt și alte echipe și alți fotbaliști care ne pot aduce puncte. Deci pentru mine, momentul de față, spun, în 31, dacă voi juca wildcard, cazul ăsta, maximum un jucător de la City, dacă într-adevăr mă va tenta, dar va fi un jucător de care va trebui să-mi fac un plan să scap până etapa 33. Și momentan aici va trebui să cântăresc, dacă mă interesează pentru o etapă, să-mi aduc un jucător pe care știu că voi căuta să-l schimb mai apoi, destul de repede. Da, și eu m-am gândit să scap de Diaz până atunci. Ok. Deci asta e situația la City, n-avem ce să vorbim, jucătorii sunt cunoscuți, programul este ceea ce ne preocupă și cum v-am spus, o echipă care este virtual campioană ne poate da bătăi de cap în cazul în care vom vedea că titlul este jucat și ei încep să pregătească jucătorii pentru Champions League și pentru ceea ce mai au de jucat în cupe. Gândiți-vă, este șansa unei quadruple istorice pentru Guardiola, să nu credeți că el nu ține cont de asta. Este omul care ține la recorduri foarte mult. Nimic nu l-ar bucura mai mult decât chiar să poată să câștige tot. Și campionatul, și Cupa Angliei, și Cupa Ligii, și Champions League. La toate va trage. Cum ar fi să le și câștige? Gata, s-a terminat. Nu mai poate fi criticat niciodată. Da, îmi dai seama. Chiar într-un sezon din ăsta în care nici nu poți spune că a rupt norii, știi? Dar brusc a intrat în formă și ar putea să iasă extraordinar pe final de sezon. Arsenal-Liverpool. Să vorbim despre ultimul meci al zilei de sâmbătă. După ce Arsenal a făcut 3-3 la West Ham, e acum un moment în care să vedem ce fel de potențial are Arsenal. Liverpool este o echipă care nu este cu mușchii încordați la maximum, am văzut, este doar tensiunea încordată la maximum la Liverpool, dar nu și jocul, nu este într-adevăr, nu rupe norii. Și tu cum vezi meciul ăsta? Crezi că Arsenal ne va arăta că a fost o păcăleală, că de fapt sunt tot o echipă de bătut, tot o echipă care încă nu are
o ascendență pe care noi am văzut-o, eu știu, în mijlocul sezonului, părea că își revine, dar Arsenal se va putea scuza să spună de aici, dacă pierde meciul ăsta, Europa League și restul numai în sezonul viitor. Da, sigur că nu-i taie nimeni capul lui Arbaleta, dacă pierde cu Liverpool sau scoate egal. Cred că e foarte tensionat la gândul ăsta Arbaleta. E un meci cu multe semne de întrebare. La fel, e valabil și pentru Liverpool. Pauza asta le-a servit la ceva? Vor veni cu altă atitudine, cu altă formă fizică jucătorii? Situația e complicată și la unii și la ceilalți. Arsenal dăduse semne că e pe drumul cel bun și gata, nu-i mai dă nimeni înapoi. Se duc către cupele europene. Dar ne-au arătat în meciul cu West Ham că încă mai sunt multe probleme acolo de rezolvat. Nu știu ce să zic la partida asta. E interesantă, e de văzut. Posibil să iasă și un meci egal până la urmă. Mai multă presiune cred că e pe Klopp decât pe Arbaleta la partida asta. Klopp are într-adevăr de tras. Nu i-a mai rămas nimic în afară de finalul de sezon din campionat. Deci de asta zic că sigur că ai dreptate, că miza este mai mare pentru ei. Arsenal încă mai are această șansă numită Europa League, cu care nu numai că poate să-și salveze sezonul, dar să se și califice în Champions League dacă ar câștiga competiția. Este o dublă victorie pentru ei și salvează impresia sezonului, plus obțin un loc de Champions League. Deci e o carte mare pe care o va juca Arteta pe finalul de sezon în Europa League. Legat de cele două echipe, o să ne uităm spre programul ambelor echipe și o să ne dăm seama că ambele ne interesează foarte mult până la finalul sezonului. Și este motivul pentru care etapa 31 era discuția despre wildcard, ca meciul ăsta să fie trecut, să scapi de el, după care să poți investi în ambele, pentru că ambele au program accesibil bun până la final de sezon. Sigur, nu putem să comentăm faptul că în FPL Lacazette are cele mai multe puncte din lotul lui Arsenal. Parcă ceva nu e în regulă totuși. Mă rog, în orice caz, programul lui Arsenal mai departe este ceva excelent. După ce au scăpat de Liverpool, este Sheffield United, Fulham, Everton este acasă, dați-mi voie să nu pun meci de 4, îl pune doar FPL, Newcastle deplasare, West Brom acasă, Chelsea deplasare, adevărata problemă până la final de sezon după ce scapă de meciul cu Liverpool și Crystal Palace și Brighton, ultimele două etape. Juicy! Juicy as fuck! Foarte bun, asta zic. Nu cred că se simte strâns cu ușa Arbaleta de partida asta cu Liverpool. Problema este juicy, dar pe cine să luăm în afară de... Eu l-am pe Saka. Nu știu care mai e situația lui, să vedem dacă va intra cu Liverpool sau nu. Dar... probabil că undeva tot va intra, că nu e o accidentare gravă în meciurile următoare. În afară de Saka, pe cine să iei? Soluții defensive de la Arsenal, în afară de Leno, restul nu prea m-au impresionat, nici Bellerin, nici Tierney. This is the man. În cazul în care nu e portarul, eu zic că Tierney este următoarea opțiune. Pentru că el, într-adevăr, este dintre, uite-te, și între fundași la nivel de index cumulat. Adică vorbim de influență, creativitate și periculozitate. Este al 14-lea fundaș din 239. Deci are multe argumente să fie un jucător demn de luat în seamă pentru finalul de sezon. Singura întrebare este dacă vrei să investești într-un portar sau într-un fundaș. Depinde cum ți-ai făcut strategia până la final. Leno mi se pare un om cu care te duci până la capăt. Dacă îl iei în etapa 31, te duci cu el până în ultima etapă. De asta cred că este cumva mai avantajos, pentru că în rest va trebui să te gândești la ce portar îți iei până la final de sezon și parcă te încântă mai mult ideea că ți-ai luat un portar, nu mai ai de mutat acolo nimic până la finalul sezonului și te duci cu el până la final. Avantajul lui Leno fiind față de fundaș, asta mi se pare relevant în discuție de ce ai alege Leno și nu Tierney, chiar și în meciul greu cu Chelsea, fundașul, doar dacă îți aduce ceva ofensiv, te mai scoate dintr-un meci prost. Pe când portarul, dacă se trage mult la poartă, are niște intervenții, mai obține niște puncte în plus. Pe când fundașul ai nevoie să o facă ceva ofensiv, să-ți aducă punctele. Așa că Leno s-ar putea
și în meciul nasol cu Chelsea să obțină ceva comparativ cu Tierney. Pe când Tierney ar trebui să-ți aducă ceva retur ofensiv în etapele astea ca să zici că a meritat mai mult decât Leno. Nu știu, sunt între ei doi și eu la nivel defensiv. Astea sunt cele două recomandări în orice caz. Nu pot să vorbesc de altă recomandare defensivă. Eu l-am ales deja pe Leno. Ok. Ai prezentat argumentele. E mai sigur să le iei pe Leno și aveam nevoie de un portar pentru ultimele etape. Nu cred că Ederson sau Martinez ar fi mai potriviți decât Leno, judecând după program. Nu. Și cum am luat deja decizia... Nu. Și dacă tu cobori de la Ederson la Leno, în orice caz deja ai economisit un milion sau chiar mai mult de un milion. Da, asta am de gând să fac. Mai rămân și ceva bănuți în plus. Pentru că programul interesant au câteva echipe mari și astea toate au jucători scumpi. Contează fiecare meleon pe care le economisești. Deci pentru mine îți spun, ce m-ar tenta de la Arsenal ar fi, în momentul ăsta, dacă toți ar fi valizi, dacă ar fi bun de joc, selecția mea ar fi Leno, Aubameyang și Saka. Aici este problema cu Saka, pentru că trebuie să vedem cum anume va fi disponibil, care este situația lui, ce ne poate oferi dacă ne putem baza pe el. Ce ne-a spus Arteta în conferința de presă de ieri? Saka nu s-a antrenat încă cu echipa. Face muncă individuală, adică se antrenează departe de grup și a trebuit să fie retras din Naționala Angliei. Se simte mai bine, dar încă nu s-a antrenat cu echipa. Ceea ce mie îmi spune că dacă se antrenează individual, nu are probleme fizice, adică poate să susțină efort, poate să folosească mingea, să-și facă treaba, da? să fie fotbalist, dar nu să aibă contact cu alți fotbaliști, că asta este motivul pentru care nu-l introduci în antrenamentul de grup, să nu cumva să intre cineva în el, da? Din greșeală chiar să se întâmple. Și atunci încă îl mai protejezi puțin până când scapă de tot de orice disconfort pe care îl simte și cred eu că etapa asta probabil nu va fi riscat, după care se bazează pe el pe etapele următoare. Adică, probabil că Arteta ar spune, dacă meciul ăsta îl pierdem și cu și fără Saka. N-are sens să-l riscăm. Da, etapa asta cine l-are să-l țină rezervă, să nu se bazeze pe el. Și din 31 vom vedea cât de ok stă din punct de vedere fizic, dacă nu. Pentru că ar fi bine să ai și un jucător ofensiv de la Arsenal, ținând cont de programul mișto pe care îl au, atunci te poți îndrepta spre Aubameyang. Ceea ce este la fel de interesant și de notat este faptul că noi avem aici etapa 30 cu Liverpool. Între cele două etape, joi, în 8 aprilie, Arsenal va juca acasă cu Slavia Praga. Dacă îl vezi titular pe Saka cu Slavia Praga, you're good. Totul este în regulă din momentul ăla. Dacă nu trebuie să fie schimbat, dacă îl vezi că duce meciul în regulă, dacă o să aflăm ce zice Arteta după meci, ce zice înainte de meciul cu Sheffield United, dar este de reținut că între aceste două meciuri este meciul cu Slavia Praga din Europa League. Și ne poate da informații foarte importante legate de statusul lui Saka. În strategia mea, câtă vreme eu am nevoie de Saka în tactică, știu, un plan pentru etapa 31, pentru mine este important să-l văd cu Slavia Praga, să văd care e statusul lui și să aflu că, într-adevăr, înainte de etapa 31, deja nu mai are probleme, că totul e ok. Și atunci, selecția mea asta va fi Leno, Saka și Aubameyang. Tu vrei 3 de la Arsenal. Da. Da, e ok și așa. Pentru mine, portarul, pentru că, da, pot să mă duc cu el până la final. Aubameyang, pentru că este omul care bate și penaltiurile lor și aș vrea să cred că dacă e vreunul care să dea cele mai multe goluri până la final, este Aubameyang. Și atunci, la programul ăsta, e recomandarea cu Aubameyang. Este foarte clar. Nu știu dacă ai putea să crezi că la Cazet ține pasul. Are și argumentul ăsta al penaltiurilor Aubameyang de partea lui. Și în rest, al treilea, Saka, pentru că este de buget la 5.3, n-am de ce să nu l-am acolo. Da. Uite că m-ai pus pe gânduri cu Aubameyang ăsta. Deci, în continuare,
cu toate că a revenit destul de bine în ultima perioadă, în continuare nu am foarte multă încredere în el. Nu s-a mișcat așa cum ar fi trebuit sezonul ăsta. Păi este hat-trick-ul ăsta cu Leeds, după aia este problema disciplinară în meciul cu Tottenham, pentru care a primit 0 minute și 0 puncte. Doar 7 minute la Leicester în deplasare și 80 de minute cu West Ham fără să fie implicat deloc când s-au dat 3 goluri. Totuși, eu cred că Aubameyang, având în vedere că are numai 9 goluri, fiind, totuși, are un sezon întreg cu doar 9 goluri când semnează cel mai mare contract din actualul lot al clubului, da? Și dacă ne uităm la sezoanele anterioare, ia uite, 22-22, aici a venit în mijlocul sezonului și a dat 10 goluri, a venit în ianuarie, da? Dar aici 20 de goluri în fiecare sezon. Ceva mă face să cred că inclusiv lui Aubameyang nu-i va conveni să rămână cu atât de puține goluri până la final. Să nu fie iar un sezon cu 10 și de data asta să-l fi prins pe tot. Nu știu ce să zic, eu încă n-am foarte multă încredere. Să mai vedem, o să aștept și eu meciul cu Sheffield. Eu aici, ți-am spus, dacă folosesc wildcard-ul, Aubameyang pentru mine deocamdată este un nume acolo. Trebuie să se întâmple ceva ca să mă facă să mă răzgândesc, dar deocamdată așa ar fi planul. Așa că da, înțeleg oamenii care vor merge înspre Tierney. În rest, nu prea am ce să recomand. Cred că Pepe nu are loc în echipă. Smith Rowe are probleme cu accidentările și el. Nu știu, doar dacă este o problemă de bani, adică de la 4.2 Smith Rowe până la 5.3 Saka, să te facă să-l alegi pe Smith Rowe, variantă de buget, da, poți să mergi așa. Și eventual, când e într-adevăr bun de joc, joci cu Smith Rowe și în rest te costă doar 4.2 milioane să-l ții în lot. Și joacă, nu joacă, oricum este cel mai ieftin mijlocaș pe care ai putea să-l ai în echipă. Da, rămân la Leno totuși, Saka deocamdată. O să mai vedem cu Aubameyang, îl mai aștept. Lazaret nu mi-a plăcut niciodată jucătorul ăsta, n-aș avea încredere în el. A făcut puncte, dar cred că asta arată, faptul că Lazaret a strâns cele mai multe puncte, arată totuși că Arsenal e o echipă în construcție. Da, în mod normal trebuie să fie Lazaret pe primul loc. Da, am mai spus eu, cum cea mai bună analogie pentru Lacazette și cât te poți baza pe el, da? Lacazette e ca tip aia care știi că e în fiecare seară în bar cu un pahar în fața ei sau cu o halbă de bere în fața ei, da? Știi că mereu o găsești, te poți baza că este disponibilă, este acolo, da? Dar dacă te pui la băut cu ea, pe când ai vrea să mergi acasă, se întâmplă ceva, mai degrabă o găsești pe podea decât să poți o duci la ceva. Da, e bună. E foarte bună analogia. Asta este. Înțeleg că nu e foarte popular nici printre fanii Arsenal, ceea ce n-ar trebui să ne surprindă. Nu este, nu este. Acum s-a lipit la câteva goluri, dar are multe ratări, are momente în care oamenii spun, da, păi dacă nu era Lacazette, dacă era altul care să știe cum să o dea. Plus că momentele astea bune lui, te vezi, a scos penalti cu Tottenham sau golul pe care l-a dat, este autogolul lui Suček, cine a dat autogol, da? Deci alea au fost intervenții ratate ale lui, din care a reușit să scoată ceva. El are jumate-jumate. De multe ori scoate mai mult dintr-o intervenție ratată decât dintr-una reușită. Așa că... Exact, așa. Lacazette, da, sigur, slab, greu de recomandat în momentul ăsta. Liverpool. Hai să ne uităm de ce spunem că și ei sunt de recomandat. În primul rând, pentru faptul că nu mai au alte competiții în care sunt angrenați. Scuze, Champions League, da? Acolo încă mai există o șansă pentru Liverpool, după ce au trecut de Leipzig. În rest, în campionat și în Champions League vor fi ultimele cartușe pe care le aruncă Klopp. Și vorbim despre etapa 31 după ce trece meciul cu Arsenal și vedem Aston Villa acasă, Leeds deplasare, Newcastle acasă, United deplasare, Southampton, West Brom, Burnley, Crystal Palace. Păi este sprint pe care poți să-l faci cu lotul lui Liverpool până la final. Meciul cu United fiind singurul de discutat. Derby pe Old Trafford, nu știi cum va ieși, dar în rest, savuros. Aici Robertson și Mo Salah. Ăștia sunt number one pe sezonul în curs și eventual dacă și mai revine careva pe acolo, dă semne de viață, eu știu, Arnold sau
poate că îl vedem pe Firmino din ce în ce mai prezent, dar Robertson și Salah rămân. Uite, vezi, cei doi pe care tu îi pomenești, dar pentru mine și Trent Alexander-Arnold. Pe finalul de sezon, eu nu cred că nu va fi un meci între astea în care Alexander-Arnold să nu treacă de 10 puncte. Garantez că în aceste 9 etape vom avea cel puțin un meci în care Alexander-Arnold face mai mult de 10 puncte. Întrebarea este care va fi ăla, întrebarea este dacă merită, dacă va fi numai unul, poate că n-a meritat, dar pe mine mă tentează foarte mult să merg cu amândoi din nou, cum am început sezonul, Trent și Robertson plus Salah până la final. A fost un meci atunci la începutul sezonului în care, țin minte că în cuplu au făcut multe puncte Robertson și Arnold. Deci, au început cu 7-7. Au început cu 7-7 meci cu... Chelsea, Arsenal a avut un asist în meciul cu Arsenal acasă 3-1, dar după aia a venit perioada asta nasoală a lui Trent. Mi se pare, uite, meciul cu Tottenham a făcut 14 puncte, dar în ultimele etape parcă încep să se lege lucrurile și pentru Alexander-Arnold. Mi se pare că puțin arată ok, dar mai avem. Avem meciul din fața lui Arsenal, să vedem cum se prezintă. Avem încredere în el, să-l luăm pentru finalul de sezon, ne putem baza. Sigur că se mai poate face și altceva, adică poți să te uiți la aceste două etape, trei, și după aia dacă te-a convins să-l iei neapărat 33 pentru Newcastle, meci acasă foarte bun. Deci și asta este o variantă. Dar eu zic că e de luat în seamă. Ce ar mai putea oamenii lua în seamă ar fi Jota la prețul lui 6.7, dacă al treilea vrei să fie de atac, eu zic că Jota este o găselniță bună. Cred că va juca finalul de sezon, cred că pregătește Klopp sezonul următor și vrea să-l integreze cât mai mult. Are nevoie de oameni cu care anul viitor să înceapă să creioneze o nouă echipă a lui Liverpool, să nu rămână cu senzația din actualul sezon. Jota ar putea să fie omul care să le dea speranța pentru anul următor. Da, poate au nevoie și de Martial, doar ziceam așa. Vor să creioneze o nouă echipă. Nu știm când va juca Jota, că el nu este neapărat așa om de bază acolo. Mm-hmm. Avantajul este însă că e ieftin, fraților. Da. Deci, practic, e și om de buget, dacă te gândești un picuț. Da, practic, sub 7 milioane, om de atac, îți dai seama, în tripleta lui Liverpool acolo sau în spatele tripletei lui Liverpool. În ultimele două meciuri a fost titular, 90 de minute cu Fulham și 81 de minute cu Wolves, unde a dat unicul gol al meciului, câștigat cu 1-0 de Liverpool. Deci, îl menționăm pentru că e de luat în seamă. Pentru cei care își fac planuri cu Liverpool, cred că Jota e de luat în seamă, lângă ceilalți obișnuiți despre care deja am mai vorbit. Da, uite, mi-am notat și eu. Ia să-l am și eu în vedere pe domnul Jota. Stai că cel mai el cu să ia jucători de la Liverpool. Iau și eu pe final, maică. Ajunge la meciurile de duminică. Southampton cu Burnley. Meci în care ai putea spune că Hasenhüttl vrea să dea lovitura și să stea liniștit pe finalul de sezon. Burnley este tot acolo în zonă cu ei. O victoria lui Southampton i-ar pune bine în clasament să nu mai înceapă iar emoțiile și discuțiile și bla bla bla. Ar fi meciul potrivit pentru ei să-l câștige, să poată să stea liniștit pe finalul de sezon, dar probabil că la fel gândește și Burnley când vine. Pă, aici dacă mai lipim ceva, mai punem niște puncte, gata. Finalul de sezon e mult mai liniștit și pentru noi. Dacă va câștiga una din ele, deja simte briza vacanței. Da? Oricare din ele ar câștiga, simte că s-a pus într-o poziție foarte relaxantă pentru finalul de sezon. Probabil maximum încă o victorie până la final și lucrurile stau ok. Să vezi ce motivați vin ăștia. Discurs Sean Dyche înainte. Bă, voi știți cine e șef la ăștia? Cine șeful? Șef, ca mine, că eu sunt șeful vostru, da? Eu neamț, bă, păi voi știți câți oameni au omorât ăștia în al doilea război mondial, câți englezi? Așa le vă spun. Mr. Gaffer, cum zic ei, da? Gaffer. E austriac, nu e neamț. E neamț, pentru mine toți sunt nemți. Nu contează, cred că știe geografia acum așa o îndaci. În orice caz, eu cred că oricum... Las că știe. Exact. Cine a comentat? Ăsta nu mai e titular. Până la finalul sezonului. A făcut l-au aplaudat pe Hitler. Nu știți voi, mi-am prins.
Exact. Southampton cu Burnley, oricum, de văzut că programul celor două aproape că le spune ăsta e de câștigat, da? Ne uităm la meciurile lui Southampton. Danny Ings și Ward Prowse sunt oameni de care ar avea nevoie și speră să aibă cât de repede. Legat de Danny Ings este o discuție pentru că el mai are un singur an de contract după vara asta, da? Și deja este întrebat. Acum Hasenhüttl a vorbit de situația lui și a spus încă un an are contract cu noi. Acum e greu. Noi suntem un club, dacă vine o ofertă bună pentru el vara asta, nu o să putem să-l ținem. Pentru că și el va dori să plece fiind exact la vârsta la care poate juca pentru un ultim mare club. Odată el ar dori o astfel de aventură probabil, dar și clubul nu poate rezista unei oferte importante. Suntem într-o situație în care clubul probabil că ar accepta oferta pentru el. Deci, țineți ochii pe situația lui Danny Ings în vara asta, că dacă vine o ofertă bună, e de vânzare la Southampton. Și, din ce știu, Tottenham s-a interesat, a fost un oarecare interes într-o perioadă pentru Ings. Vor fi și alte cluburi care ar putea să vadă în el un utility player, știi, un jucător cu care să completezi lotul, cu experiență, care îți poate sta bine acolo, îți poate da oricând varianta de rezervă, poate pentru un titular. Nu cred că dacă merge la o echipă mare este pentru a fi titular, dar este un om care va conta și cred că așa l-ar putea chema o altă echipă să-i spună nu vei fi o rezervă, nu te aducem să fii o rezervă, vei fi un om care va prinde multe minute, dar avem nevoie de unul ca tine. Da, păi din atitudinea pe care a avut-o în teren sezonul ăsta, cam așa, cam asta am putea traduce, că s-a cam săturat să joace la Southampton și ar cam fi momentul să plece, cred că la asta se gândește. Și eu mă gândeam că ar putea fi o echipă din Londra. Nu văd să vină la Manchester United, că deja au luat un pensionar pe Cavani, nu spun asta ca o lipsă de respect, îmi place Cavani, la Liverpool iar nu, acolo Klopp vrea să construiască, probabil vrea prospături. Nu-i cazul la Manchester City, unde naiba să joace la City. Și atunci ar putea fi Tottenham, probabil nu Arsenal. Eu știu, Tottenham, la Chelsea nu-l văd. Cred că și el își dorește asta. N-a fost om de bază pentru Southampton, oricum. Sezonul ăsta nu. Sezonul ăsta, într-adevăr, a picat din formă și din disponibilitatea medicală. El știe că are o cotă bună. Ings știe că are o cotă bună și că va fi căutat în cazul în care este disponibil pentru vânzare. Cred că discuția asta va fi. Să vedem cine vine la negociere, cine este gata să facă o ofertă și Ings cred că ar căuta să plece. Acum, legat de situația medicală, ne-a spus Hasenhüttl în conferința de presă că problema lui Ward Prowse, vedem că și el are o problemă. Asta este o problemă. Da, Ward Prowse nu s-a antrenat. El spera că se va antrena și va fi o opțiune pentru weekend. Pentru că meciul este duminică, încă mai au un antrenament și spera el să poată să-l implice și pe Ward Prowse. Dacă nu este implicat nici acolo, foarte probabil că va lipsi în weekend. Legat de Danny Ings, a spus că deja de o săptămână a revenit la antrenamente și sunt într-o situație bună. Să vedem. Mie mi se pare din declarații, pentru faptul că Ings de o săptămână se antrenează și Ward Prowse nici măcar ieri nu era încă disponibil pentru antrenament, șansele nu știu cum sunt puse 75 cu 75, că mie mi se pare că este cam 75 Ings și 50 Ward Prowse. Da, gravă, nu foarte gravă, nu mă refeream neapărat la accidentare, ci la cât de mult contează Ward Prowse, cât a contat sezonul ăsta în economia echipei, mai mult decât Ings. Absența lui chiar contează foarte mult pentru Hasenhüttl. Cred că ar vrea să-l recupereze, dar nu, sunt puține semne că ar reveni etapa asta. Așa că de văzut, cum am zis, încă nu se antrenează, dacă ar putea face parte la un ultim antrenament, este și genul de om care va cere să fie jucat, chiar dacă simte disconfort sau că nu e în regulă, probabil că se va gândi și el, ăsta e meciul pe care trebuie să-l câștigăm, cum să lipsesc fix la ăsta? Că ăsta este meciul cu care ne putem liniști finalul de sezon. Dacă e să ne uităm ce mai are până la capăt Southampton, va mai avea un meci cu Crystal Palace de programat, ăsta este în continuare neprogramat. În rest, Burnley acasă, West Brom deplasare și Fulham acasă,
plus Leeds United acasă în etapa 37. Două victorii aici va obține undeva. În toată secvența asta de meciuri, este și meciul cu Crystal Palace de acasă, de undeva două victorii trebuie și un egal lui Hasenhüttl și el liniștit pe final. Așa că ăsta ar putea să fie meciul în care să creadă aici trebuie să vină victoria și dacă are vreo șansă Ward-Prowse să joace, eu zic că îl va trimite, pentru că e unul din meciurile alea la îndemână. Va spune, dacă e să te odihnești, te odihnim aici, 32 până în 35. Aia oricum sunt meciuri grele de tot. Poate exagerez, dar mie mi se pare că Ward-Prowse în momentul de față contează la fel de mult cum contează Bruno, de exemplu. Păi, capitanul, sigur. Manchester United sau Madison, mai ales dacă e și Barnes acolo. Da. Cum e De Bruyne la City, exact important. Aceeași situație. De Bruyne, joacă. Da. Joacă în mijlocul terenului, ține mijlocul, este omul care bate fazele fixe, este omul care din lovitură liberă poate să bată ca un penalti faza fixă, este omul care la cornere să livreze bune mingi pentru Westergaard sau pentru alții, Bednarek, cum vin ăștia mari din spate. Da, este omul pe care se bazează foarte mult din jocul lui Southampton. Dar e de văzut dacă îl vor putea avea disponibil și dacă îl vor forța weekendul ăsta. Așa că meci de a câștiga și a sta liniștiți, în vreme ce Burnley, dacă ne uităm și la situația lor, că ar trebui să vedem ce mai poate câștiga Burnley până la final, care este traseul lor, ce strategie ar putea să aibă până la final, ne uităm la traseul lui Burnley și vedem meciuri cu Newcastle acasă, meci cu Fulham în deplasare, cu Leeds acasă și cu Sheffield United în deplasare. Sean Dyche are suficientă experiență încât să vadă aici opțiunea de puncte, să vadă, să miroasă punctele care ar putea să vină. A, plus că este un meci cu West Ham acasă. Pe toți. Da, este pus cu dificultate 4, aș crede că maximum 3 poți să pui cu West Ham dacă joci la ei și dacă joci la ei, nu cred că este o echipă de care se teme Sean Dyche. E o echipă pe care o ia în seamă, dar nu cred că se teme de West Ham. Îi mâncă pe toți, ia uitați-vă. Numai expați, numai vinituri, numai străini, veniți la noi să ne ia banii. Iau-te norvegian și cu portughez și cu metrosexualul ăla. Da, sunt aici. Unde vezi tu? Poți să vezi două victorii pentru Burnley până la final aici? Da, Newcastle, clar. Cu Donna Parker n-aș fi foarte sigur, dar cu Newcastle și cu Sheffield. Da. Pentru că dacă două le câștigă, un egal două mai scoate pe undeva. Da. Așa nu că este, nu-i văd retrogradând. Exact. Zic că se va salva. Este o echipă care ar trebui să se scoată, dar oricum programul ăsta nu te mai îndeamnă să iei ceva de la Burnley, asta este clar. Ne-am uitat doar din perspectiva campionatului și a retrogradării, dar nu mai putem vorbi de investiții Burnley pe finalul de sezon. Oricum, doar defensiv sunt oamenii care ne interesau de la ei și pare că avem opțiuni în altă parte. Am mai discutat deja de Arsenal, de Liverpool, vor fi alte opțiuni care să te atragă în segmentul defensiv și nu vei merge neapărat pe Burnley pentru finalul de sezon. A fost bun Tarkovski ăla, maică. Da, cât l-am avut, a strâns ceva. Și-a făcut treaba. Newcastle cu Tottenham. Unde, marea veste a venit, sigur, odată cu anunțarea televizărilor, Hemmingson revenit la antrenamente, bun pentru selecție, pentru meciul cu Newcastle. De văzut Gareth Bale. Gareth Bale a trebuit să detalieze puțin declarațiile pe care le-a făcut, pentru că știi cum e telefonul ăla fără fir, da? El a dat o declarație în primă fază în care a spus, păi după anul ăsta am contract cu Real Madrid, încă un an trebuie să mă întorc la Real Madrid, nu? A fost important să intru în formă, să fiu pregătit pentru Euro, să fiu disponibil pentru Naționala Țării Galilor, să nu stau la o echipă care să nu mă joace și să pot juca pentru Euro. De aici, cât de ușor a fost Andy să poți ajungi la un titlu de genul Gareth Bale a venit la Tottenham numai pentru a intra în formă la Naționala Țării Galilor. Asta e tot ce l-a interesat, pentru Euro. N-a venit pentru Tottenham, n-a venit pentru nimic. A trebuit să revină el după un astfel de titlu și să rafineze declarația și să spună foarte clar că sigur că era important pentru el să joace. Și contractual, legal, trebuie să se întoarcă la Real Madrid, unde, din ce știm, nu-l vrea nimeni.
nimeni. Zinedine Zidane deja a trecut de latura sportivă, nici personal nu îl mai place niciun fel, nu mai vrea să audă de Gareth Bale, ăia caută probabil o soluție pentru el, iar eu cred că dacă Gareth Bale, a mai spus-o, dacă el va rămâne la Real Madrid, într-adevăr nu mai trebuie să-i plângă nimeni de milă. Știe ce face în cazul ăsta, își asumă ce face, e cu buletin, e preocupat de cele 600.000 pe săptămână pe care le ia de la Real Madrid. Și atunci noi nu trebuie să-i plângem de milă că el, în loc să joace fotbal un an, va sta doar să încaseze bani. That's it. Fiecare cu alegerile lui. Omul ăsta, din păcate, e foarte, foarte talentat. Un jucător foarte talentat și elegant în joc și spectaculos. A făcut, de la plecarea de la Tottenham și inclusiv plecarea aia, numai alegeri proaste. Era pe niște cai foarte mare, putea să se ducă la... Lui i s-ar fi potrivit Bayern München, nu știu dacă a avut vreodată ofertă de la Bayern, dar ăia i se potrivea. S-au zis la Real, unde mie de la început mi s-a părut că nu l-a vrut nimeni. Nu știu cine a fost cu ideea, Flocea Perez? Deci, e clar că nu l-a vrut Cristiano Ronaldo, că ăla a fost adevăratul antrenor al echipei cât timp a jucat acolo. E clar că nu-l vrea nici Zidane. Și știți câte bisericuțe sunt acolo. El nu se încadrează. E galez, britanic, nu lânghită aia. Acolo e altceva cu sânge latin, cu bârfă, cu strâmbe, cu șoșanele. Plus că acolo... Da, într-adevăr, pe aia nu-i preocupă nici faptul că tu ai 6.000 pe săptămână. Cred că s-a bazat pe chestia asta. Cred că a zis, bă, la un asemenea contract nici nu o să-și permită să nu mă joace. Nu o să-și permită să nu joc la asemenea bani. Și uite, bă, că îl țin de 2 ani, de 3 ani în afara echipei. Dacă mai adunăm și anul viitor, vor fi 3, din care numai el știe ce fotbal a jucat. În orice caz, nu la Real Madrid. Acolo n-a jucat. A trebuit să fie împrumutat un an și dacă se întoarce, din 3 ani, are unul împrumutat și doi în care a făcut figurație. Și când termină povestea asta, are 32 de ani deja. Mare prostie ar face dacă s-ar întoarce. Păi de întors se întoarce. Dacă singura întrebare este dacă va ajunge la o înțelegere cu Real Madrid să nu mai stea. Păi asta e. Dacă se duce acolo să stea degeaba, iar se ambiționează, că la un moment dat se ambiționase și el. Ei, lasă că stau eu aici și vă mănânc banii. Ok, au zis ăia, nu ne plătește guvernul Spaniei. E cunoscută și sub numele de tactica Mesut Özil. Așa, tactica. Ăsta nu-i genul nesimțit ca Mesut Özil. Pur și simplu s-a ambiționat, nu i-a venit să creadă. Dacă le-a zis mai naiv, ei vin de la oi. Eu cred că răbufnirea lui a fost pentru că a simțit că i-aș bat joc de el. Ceva de genul. Bă, dar nu-mi dau nicio șansă totuși, mă umilesc în fiecare săptămână. Și după aia a început să dea și el înapoi. Ții minte steagul ăla cu Wales, golf și după aia Real Madrid. Da, plus declarațiile astea nefericite, nu știe să... Are o naivitate așa, n-are, cum să zic, dacă ar fi fost un escroc ca Ryan Giggs. N-are carismă. Ăla găsea o cale de scăpare, dar el n-are chestia asta. Ăla șurfă, că știm ce a făcut și cu familia lui și cu... Ăsta nu e săracul. S-a bugat întotdeauna fix unde nu trebuie. Asta e. În orice caz, pentru FPL, dacă să ne uităm, hai să ne uităm în primul la Newcastle, să înțelegem ce șanse mai are Steve Bruce împreună cu echipa lui. Steve Bruce a supraviețuit pauze internaționale, n-a fost schimbat, dar trebuie să ne uităm să vedem ce mai câștigă oamenii ăștia până la final pentru a se salva. Că momentan sunt doar la o aruncătură de băz distanță de Fulham, care dacă va câștiga, s-a terminat. Newcastle este sub linie, da? Și atunci întrebarea este ce va câștiga Newcastle până la final ca să se salveze? Care va fi meciul? Care vor fi meciurile pe care le va câștiga? Dacă ne uităm în lotul lor, marea problemă este Callum Wilson. Despre Saint-Maximin și Callum Wilson am vorbit că sunt marele lor probleme de absențe acum. Ce ne spune Steve Bruce este că Saint-Maximin are șanse mai bune de a juca. Este implicat împreună cu echipa, în vreme ce Callum Wilson aproape nicio șansă. Nu-l vor forța la meciul ăsta cu Tottenham și cred eu că planul lui este nu Tottenham acasă, ci mai degrabă Burnley în deplasare. Măcar acolo să putem să-l avem dacă va fi disponibil măcar acolo. După aia este West Ham acasă, Liverpool deplasare, Arsenal acasă, Leicester deplasare, City acasă și ultimele două etape, Sheffield United și Fulham. Scapă? Mai bine îl ține pentru ultimele două. Dacă îl bagă cu Burnley, îl scot aia pe targă. Îl împachetează. Efectiv, îl pune în brațe Steve Bruce. Când îl scot aia, se duce Sean Dyche și îl culege de pe tenis. Uite, ți l-am adus.
Ia-l. Exact. Luați-l. Asta o să ne spună și ondaci. Știți că ăsta a fost accidentat, nu? Deci știți ce aveți de făcut, ce v-am învățat. Bă. Și gata. S-a terminat cu el. Mare dezamăgire pentru Brucey. El se baza tare pe ăsta, vă dați seama. Da. Sezonul ăsta a dat kicks. Și Mike Ashley se baza, patronul a dat 20 de milioane pe el, plus a mai dat și ceva plin de combustibil de elicopter când l-a adus de la Bournemouth, l-a adus cu elicopterul până la Newcastle. Da, bă. Da. Vezi, crocul ăla se uită și la asta. Și cred că va calcula și asta în suma de transfer, va pune și drumul ăla cu elicopterul până la Newcastle. În orice caz, problema este complicată. Și cum spui și tu, 5 minute dacă intră cu Burnley, se aude fluierul arbitrului, Sean Dyche se întoarce către Steve Bruce și îi face semn, luați-l. 5 minute. Poți să-l iei. Da, poți nu știu. Iei. Exact. Să vedem, să vedem. Dar e o carte importantă pentru ei, pentru că are nevoie de, cred că de ambii are nevoie. În primul rând, de Sam Maximan are nevoie să mai rupă cineva ritmul acolo la mijlocul terenului, în vreme ce de Wilson are nevoie pentru a putea finaliza cineva. Totuși, cine va fi? Dwight Gale? Va fi Andy Carroll? Va fi Joe Ellington? Cine să finalizeze fazele de atac? Nemuritaurul, iar îl bagă pe Andy Carroll. Păi să-l pună pe Shelby. Nu știu, să-l facă pe Shelby atacant. Ce totuși, la Andy Carroll, ce e interesant de urmărit, putem să ne uităm la istoria lui în FPL, ca să vedem istoria lui în Premier League. Ia uite, Andy Carroll a debutat aici, a jucat câteva minute când era junior. Primele lui minute importante au fost pe aici, da? 130, puțin. Minutele lui, da, de aici au început să vină, sezonul 2008-2009. Încercăm să vedem în care sezoane a trecut Andy Carroll de 10 goluri marcate, ca să vorbim de un atacant, da? Sezonul ăsta, 2010-2011, care cred că i-a dus transferul la Liverpool, atunci, cred că a fost toată povestea asta. Și după aia, niciunul. Tată, după sezonul ăsta cu 13 goluri, 2010-2011, noi am trecut la 10 ani distanță. Și noi nu mai vorbim de un alt sezon în care Andy Carroll să fi dat măcar 10 goluri. 9 a avut în 2015-2016. Și atât. Marele atacant. Eu prima dată l-am remarcat că nici nu prea îl văzusem în teren, că nu prea făcea mare lucru. O, mai știu, cred că prin 2000, pe atunci, prin 2012-2013, că deja se făcea mișto de el prin presa britanică. Bă, mai joacă Andy Carroll, dar de ce mai joacă? Tot făceau mișto de el. Adică a fost o țeapă de la bun început, fraților, ăsta. Acum pentru două echipe. Și pentru Liverpool și pentru West Ham. Singurii care n-au luat țepe au fost Newcastle. În primul rând că au luat foarte mulți bani pe el și după aia că aproape pe nimic l-au primit înapoi. Numai că după ce și-au dat seama că și dacă îl iei gratis pe Andy Carroll, mai mult te încurcă decât te ajută, cam asta este povestea lui Andy Carroll în momentul de față în Premier League. Dar, mă rog, am văzut programul lui Newcastle, vedem puține șanse pentru ei, nu putem să recomandăm ceva, să fim serioși. Lipsesc exact oamenii pe care eventual ar fi avut o șansă să-i recomandăm, dar în lipsa lor chiar nu putem vorbi de altceva. Întrebarea este pentru Tottenham acum. Să ne uităm la acest program. Și ceea ce ne interesează este Harry Kane, evident. Ceea ce ne mai interesează este acest program cu dublă în etapa 32 pentru Tottenham. S-a oficializat Everton deplasare plus Southampton acasă, două meciuri pentru Tottenham, etapa 32, aproape cumva din oficiu, capitan Harry Kane în etapa aia. Da, obligatoriu. Dar apropo, să nu uit cu Brucey, a zis Ferguson să-mi se bage. Ce mai trebuie ție, mă, să te bagi în trenul urmat? Dacă nu vezi că ai și tu o vârstă, hai, boss, că nu stă așa bătrân. Mai bine rămâi tu la grajduri aici să ai grijă de caii mei. Uite cum te ascultă, ești fratele lor. N-a ascultat și uite ce pățește. Abia aștept să revină Son. Să-l vedem iar pe Sonaldo, să-l iau înapoi. Pe tovarășul Sonaldo lângă Harry Kane acolo. Păi ar trebui să te ajute, da, etapa 32, dacă te interesezi să-l aduci. Problema este că în 33 nu o e meci. Va trebui să ai lot, va trebui să ai rezerve, să ai cu cine juca dacă vrei să-i ții pe amândoi, pentru că în 34 din nou o să-i vrei, Sheffield United acasă. Iar va fi o etapă foarte bună pentru ei. Leeds în deplasare, Wolves acasă, Aston Villa acasă și Leicester deplasare. Deja ultimele trei sunt, da, eu zic că Wolves și Aston Villa ar putea să fie echipe fără obiectiv deja la momentul ăla și din nou să fie o variantă ok. Zic că Harry Kane este jucător
de jucat în meciurile astea chiar până în ultima etapă, până la Leicester în deplasare. Păi, da, cred că din etapa 34 ar fi bun Son, ca să nu riști, să nu se reaccidenteze sau eu știu... Mă rog, dubla din 32 te-ar tenta. Da, da, vezi că după aia ai problema cu etapa 33. Ce faci exact dacă n-ai alți mijlocași care să... Da. Hai că e bun și Harry Kane pentru dubla din 32, cred că e suficient. Poți să-l pui chiar capitan, zic. Da, cu clar. Southampton și cu Everton. Da, așa că asta e ceea ce vedem că trebuie navigat, da? Cred că doi jucători sunt mult de dus, pe aici etapa 33, că după aia 34 se aduce înapoi, nu, nici asta nu putem discuta, să-l dai în 33, să aduce înapoi în 34, deja asta este un efort prea mare, ar însemna că restul echipei îți e perfectă, că tu poți să jonglezi numai cu chestii de genul ăsta, că alte transferuri n-ai de făcut. Nu, dar altfel, un om se poate pune pe bancă pentru o etapă și să-l ai în cealaltă. Doi, cred că deja duci cam mult riști. Eventual să-l transferi, cum spui tu, pe al doilea în etapa 34 și asta este o variantă. Situația lui Gareth Bale am explicat-o, în rest Kane și Son, discuții. Eu zic că ar mai fi ceva de luat în calcul. Dacă vreți defensiv, Reguilón se pare că este 100% bătut în cuie. Ne-a spus că este bine José Mourinho. Reguilón n-are probleme. Aici este trecut încă cu o mică problemă, dar Mourinho ne-a spus că este ok de a juca. Și în plus, Ben Davies este accidentat. Așa că, bătut în cuie. Da. Reguilón, fără mari probleme. Iar în rest... Asta... Da? Dacă Davis accidentat, numai că știți cum joacă Mourinho. Dacă îl iei pe Reguilón și ia Tottenham 2, chiar dacă, să zicem, bate, câștigă meciul cu 3-2, da, s-ar putea să spară rău că l-ai luat. În rest, unul dintre jucătorii cei mai în formă, Lucas Moura. Ăsta este la 6,6. Ăsta va juca toate meciurile. Îți garantez că de acum este omul lui Mourinho. El este omul care trage, când el alții nu mai trag. Pare că, într-adevăr, ăsta joacă, într-adevăr, pentru Mourinho, pentru el, pentru echipă, pentru tot. Păi când alții, mai este când o las mai moale, da? Dar Lucas Moura este omul lui Mourinho. Mie mi s-a clarificat aspectul ăsta, pentru că trage, într-adevăr, la fiecare meci. Nu ține cont de faptul că vrem să dăm afară antrenor sau ceva de genul ăsta. Foarte puțin popular, 2,2%, dar în ultimele etape și-a făcut treaba. Și dacă ne uităm, ia uite aici, 5 puncte, 9 puncte, 8, 8, are etape destul de bune. La prețul ăsta, dacă cineva se gândește totuși că are nevoie de unul de buget, ar putea să fie bun și Lucas Moura. Păi cam asta e singura lui calitate, că nu e fițos, că altfel, e, ca orice cetățean brazilian, ăștia toți vor să fie atacanți, numai că unii n-au loc. El s-a făcut mijlocaș, dar ați observat că stă numai în atac acolo, nu își face treaba de mijlocaș. Câteodată îți aduce profit, pase de gol și goluri, alte ori te bagă rău de tot în maro. Lucas Moura, de asta probabil că nu e atât de popular. Mie mi-a plăcut în ultimele etape, mie mi-a plăcut pur și simplu ca fan Spurs. Mi-a plăcut atitudinea lui și mi-a plăcut ce a jucat. Dar să vedem ce se întâmplă mai departe. Aston Villa Fulham. Ia uite aici un match în care continuă telenovela Jack Grealish. E deja hilar, bineînțeles. Dean Smith ne-a spus că s-a antrenat toată săptămâna. Deci, așa. Că, și mai mult, ne-a spus că de la început planul a fost ca el să joace în meciul ăsta cu Fulham. Pe cum, bă, era la început planul? Tu ne-ai spus că nu e nimic grav la început, că nu e nimic serios. Dacă te credeam... Nu l-am fi dat, mă. Am fost aproape să-l cred și să nu-l dau în etapa 25, să spun, a, mă, că va fi bun în 29. Revine oricum. Ba, mă, ce țeapă îmi luam. Să n-am jucat nimic până în etapa 30. Păi tu n-ai zis, bă, în etapa 25 că planul e ca până în 30 să poți să-l aduci înapoi. Nici acum nu știi dacă va juca. Și există șanse să nu-l vezi nici acum jucând. Deci este absolut ridicolă situația asta cu Grealish și e greu de înțeles din ce cauză ține atât de multe informații dintre astea contradictorii din Smith legat de Grealish, de a zice că e în lupta pentru Champions League sau pentru titlu și că, într-adevăr, este informația care răstoarnă totul, cum ar fi zis unele televiziuni de la noi sau publicații sau site-uri online. Da, nici eu n-am înțeles. Care este problema lui Dean Smith, de fapt? Are ceva de împărțit acum după ce a aflat că există FPL cu jucătorii FPL? Nu știu.
cu presa, cu cine, cu ăia care sau poate crede că are spioni în sânul echipei, nu pricep. Eu cred că joacă el FPL în secret și are un sezon prost. Nu pare a fi genul. Totuși, sigur că nu este, nu vorbim despre șah, dar e totuși un joc pentru oameni inteligenți. Din Smith nu știu dacă ar putea să... E cam complicat pentru el. Să vedem traseul lui Aston Villa. Aston Villa mai are de aranjat un meci cu Everton. Asta încă nu s-a programat. Dar în rest, ceea ce vedem în programul lor este Fulham acasă acum, după care cam puteți uita. Adică mai este un West Brom acasă în etapa 33, după care chiar că puteți uita. Adică asta, să zici că mai tragi de ei două etape, mai ții acolo că nu ai nici wildcard și ții că mai joacă un meci bun 33 cu West Brom acasă. Dar altfel, eu cred că din 34 încolo, dacă mai ai în 33, din 34 sigur încep să dispară oamenii lui Aston Villa. Pare să fie cel mai greu program. Deci dacă Tottenham pare să aibă cel mai ușor program, sau mă rog, cel mai favorabil program, ăștia cred că stau cel mai prost. Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Everton. A mai rămas vreuna, doar Arsenal lipsește. Dacă mai era și Arsenal, era atacă-mă complet. Pe toate le-au. Da, Leicester probabil că mai lipsește de aici. Și dublă cu Everton, adică da. Ca să fie. E nasol. E nasol. Deci Aston Villa, slabe șanse de investiție. Acum, ce mai ai în echipă? Că mulți au avut, pentru că în etapa 29 au avut meci. Sunt convins că multă lume are jucători Aston Villa acum. Dar probabil că îi ții pentru etapa asta meciul cu Fulham de acasă, după care începi să te gândești câți mai rămân pentru mai departe. Cei care joacă wildcard în 31, foarte probabil niciunul. Cei care nu joacă wildcard, probabil așa, treptat, poate în 33, când este meciul cu West Brom, încă mai au 1-2, dar eu cred că după aia s-a terminat. Nu mai vedem oameni de la Aston Villa. Să vorbim de Fulham, pentru că echipa asta, într-adevăr, ne interesează la fel de mult ca program, cum a fost programul lui Newcastle. Ca să înțelegem, câștigă mai multe meciuri Fulham decât Newcastle în perioada următoare. Vorbim de, într-adevăr, șansa mai bună a lor de a rămâne în Premier League față de Newcastle. Un lucru interesant, Andy, ți-am mai tot spus eu că e un jucător interesant, Joachim Andersen, da? Informația nouă din pauza asta internațională este că pe lângă Vestergaard, despre care ți-am spus că se interesează Tottenham, și Andersen este un jucător la care se uită. Un jucător care a atras atenția la Fulham în apărare, a așezat lucrurile. Creșterea de formă a lui Fulham a venit și din solidificarea defensivei puțin și ăsta a fost omul care a intrat și a stabilizat destul de bine defensiva lui Scott Parker. Așa că un alt nume interesant, dar să ne uităm la program. Pare că nu e chiar atât de mult roșu pentru Fulham aici, da? Aston Villa în deplasare, după aia Wolves acasă, Arsenal deplasare, au blank în 33, Chelsea deplasare, dar meciurile astea, Burnley acasă, Southampton deplasare, Newcastle acasă, nu știu, credem că Fulham obține mai multe puncte decât Newcastle și discuția este că dacă da, probabil că va fi tocmai cu o victorie în ultima etapă. Da, și eu zic, da, e posibil să se salveze până atunci. Vor lupta pe viață și pe moarte și cu Burnley și cu Southampton să câștige și cu Villa. Cred totuși că își vor rezolva problema până în etapa 38, unde evident că tot ei sunt favoriți, pentru că Newcastle în continuare nu joacă nimic, pe când Fulham a făcut câteva meciuri bune de la anul nou încoace. Da, asta este, nu e ușor pentru niciuna dintre echipe și singura întrebare este, dacă nu intri în formă, dacă nu arăți un joc cât de cât legat, nici nu contează adversarul. Echipele astea în primul rând trebuie să arate că sunt capabile să joace fotbal. Problema este la Newcastle, care nu prea a arătat că poate. În vreme ce Fulham, din loc în loc, a arătat că poate juca fotbal și încă unul de bună calitate. Și în condițiile astea, nu numai noi, dar și casele de pariu le dau mai multe șanse să rămână mai departe. Să vedem. Greu de menționat momentan, dar sigur nu putem vorbi de jucători recomandați pentru FPL de la Fulham. Man United cu Brighton. Match în care spui tu,
ai suficientă încredere încât să-l iei pe Bruno și să joci și capitan cu el. În mod normal ar fi trebuit să fie, era să zic Roy Keane, Harry Kane, dar cum e Mourinho acolo, cine știe la ce surpriză te poți aștepta. La un meci cu Newcastle ar trebui să fie mai avansat, mai avântată echipa. Bruno e soluția mai sigură, meciul cu Brighton, pentru că el e omul de bază în echipa aia, nu lipsește decât dacă e, nu știu, și-a rupt ambele picioare și ambele mâini, altfel Solskjaer nu renunță sub nicio formă la el. A încercat, a experimentat în perioada asta. Ia să vedem, putem juca și fără Bruno? În unele meciuri a fost silit să-l bage în minutul 80, că era groasă. În altele l-a scos și în ultimele 15 minute fără Bruno s-a prăbușit Solskjaer. O fi spus că va juca. Dom'le, experimentul a fost reușit. Am aflat că răspunsul este nu. A, da. Fantastic. Ia, mi-a ieșit și experimentul. Păi da, l-ați pierdut. Nu contează. Ăsta era scopul, să câștig. Vreau să văd dacă pot să joc fără el. Da. Deci nu pot să joc fără el. Exact. Meciurile lui United. Meciurile United. Hai să vedem cât de mult ne tentează până la final. Este Brighton acasă, Tottenham în deplasare, Burnley acasă, Leeds în deplasare, Liverpool acasă, Aston Villa deplasare, Leicester acasă și ultimele două etape Fulham acasă și Wolves în deplasare. Și da și nu. Unele meciuri vrei, altele meciuri nu te deranjează să n-ai pe nimeni de la United. Păi de asta zic, Bruno este singura opțiune de la United pentru secvența asta. Că el și meciurile cu echipele mai mari poate să scoată ceva. Nefiind apărător să te deranjeze că echipa a luat goluri, poți să-l ții acolo, poți să-l ții și cu Liverpool, poți să-l ții și cu Leicester, îl poți ține în echipă și cu tot. Sigur, dacă nu ai alte variante mai bune. Păi știi că asta e discuția acum. Că noi am discutat despre alte ținte pe care le vrem din etapa 31 încolo. Și am vorbit de Aubameyang, am vorbit de Salah, de Kane și de Vardy. Nu poți să le ai și pe Bruno în același timp. În cazul tău, ok, tu nu ai Salah și vei avea Bruno. Dar tot nu o să poți să ai și Bruno, și Aubameyang, și Kane, și Vardy. Nu e loc de toți. Păi nu, Vardy va fi sacrificat. Deci asta garantat. La un moment dat îl voi sacrifica. Și pe Aubameyang nu sunt sigur că îl voi lua. Deci deocamdată îmi permit să-l țin pe Bruno. Și Son? Son nu-l iau. Ți-am zis, din etapa 34. Mai vedem. Deci să spun că undeva calculele în jurul acestor nume se vor petrece. Și după cum vezi, n-am menționat pe nimeni de la Manchester City. Da. Deci cumva oamenii vor roti în jurul acestor nume și se vor hotărâ. Ăsta e al meu, cu ăsta mă duc până la capăt sau pe ăsta îl iau pentru 2-3 etape, după aia îl schimb cu altul. Nu știu, cred că aici vor fi micile mișcări pe care le vor face oamenii. Uite, în cazul lui Bruno, da, mă tentează să-l am în etapa 30-32, poate și 33, că Leeds este ușor naivă, da? Dar după aia nu mă mai tentează până în etapa 37 deloc. Liverpool, Aston Villa, Leicester, deloc, nu mă tentează. Păi la asta mă gândeam și eu, că să-l țin, adică până în etapa 34 și din 34 să vedem, poate îl iau pe Aubameyang în funcție de cum se va mișca în locul lui Bruno. Dăm voie să oferim acest moment de appreciation pentru acest domn. Aoleu. Care a făcut ca naționala Angliei să câștige, da? Vă rog să nu trecem cu vederea acest aspect. A remarcat, da? Golul victoriei pentru Anglia marcat de Harry Maguire. Cu Polonia. Asta arată, fraților, în ce hal se prezintă naționala Angliei, care din 1966 nu încetează să facă de râs. Se pare că au avut dreptate nemții, că nici finala aia n-au câștigat-o pe merit. Așa că ajungi să depinzi de tălâmbul ăsta, de Maguire, atunci mai bine te lași de meserie. Da, deci cât se poate de remarcabilă toată povestea asta cu Harry Maguire, pentru că Harry Kane și Harry Maguire au rezolvat meciul pentru Anglia și nu se putea să trecem cu vederea, pentru că, într-adevăr,
omul primește atât de multe critici încât pândim momentele în care putem să îl felicităm pentru ceva, nu? Nu știu dacă merită felicitări. N-am jucat cu Germania, n-a dat gol din lovitură liberă, n-a șutat de la un fundaș central, nu te aștepți la așa ceva. Da, pentru cei care sunt mai noi pe canalul nostru, să știți că asta este segmentul de teasing pe care facem asupra lui Andy, este picătura chinezească, este ceea ce facem noi pentru audiență. Eu caut să îl exasperez pe Andy pentru a-l lăuda mereu pe Harry Maguire, iar el, fiind unul de cei mai vehemenți critici ai lui, este în situația în care să vedem până când ajunge la punctul de a ceda. Deocamdată se ține bine, este ok. Nu voi obosi niciodată să-l înjur pe idiotul ăsta. Așteptând ziua în care va pleca de la Manchester United sau măcar îi se va lua banderola de capitan și va fi trecut pe banca de rezerve, deocamdată șansele sunt mici. Hai să ne uităm la Brighton, adversara lui Man United. Brighton mai are nevoie de câteva puncte, eu știu, de câteva meciuri reușite până la final, ca mai apoi să poată să stea liniștită, dar să vedem de unde ar veni punctele astea. Sigur, au bătut pe Newcastle cu 3-0 într-o victorie extrem, extrem de importantă din zona retrogradării și ne uităm mai departe în programul lor. Programul nu este foarte grozav. Singura, eu știu, încredere pe care Brighton ar trebui să o aibă este că echipa joacă. Adică în momentul în care joci cu Newcastle, iei la mână și îi bați 3-0, poți să ai încredere că, ok, nu este cel mai bun program, dar jucăm suficient pentru a putea să ne mai lipim la puncte. Și este un meci cu Sheffield United, este un meci cu Leeds acasă, este un meci încă la Wolves și mai este un meci cu West Ham acasă, unde ar putea să spere. N-au voie să se culce pe ureche, chiar dacă au bătut pe Newcastle cu 3-0, pentru că programul ăsta, dacă îl tratezi cu superficialitate, te va pedepsi. Te vei trezi că alții fac puncte pe lângă tine și tu iar intri într-o zonă periculoasă. Da, mai nu știu dacă vor scoate cu Sfântul Duh, cu Bielsa, e complicat și cu ăla, cu David Moyes, nu-i văd bine. Doar Sheffield, doar cu Sheffield să obțină o victorie. N-aș vrea să fiu în pielea lui Harry Potter în momentul ăsta cu un așa... Știi care? Final de sezon, uite că stau, par să stea mai prost chiar decât Villa, dacă mă uit un picuț. Da, știi care cred eu speranța lor? Că West Ham își va răsufla sezonul pe final și că etapa asta deja va fi efectiv în vacanță. Ar trebui să spere la chestia asta, că West Ham într-adevăr se desumflă până la final și că în etapa 36 nu mai are nimic pentru ce să joace, nici cupe europene, nici nimic, da? Ăla ar fi West Ham pe care să-l aștepte. Nu ăla care ar trage pentru locul 5 sau 6 și ar fi încă în discuția pentru locuri europene. Ăla ar fi un West Ham care te încurcă. Așa că aici ar putea să fie speranța lor. În rest, sigur, ar trebui să câștige la Sheffield United, să nu cumva se împiedice acolo și ar trebui meciul ăsta cu Leeds să-l trateze cu maximă importanță. Să profite de naivitățile lui Leeds, să nu-i ierte. Pentru că Leeds te va pedepsi, adică te va prinde nebunia aia lui Bielsa. Și cred că astea sunt trei puncte extrem de importante pentru ei. Sheffield United, Leeds și West Ham. Nu știu de ce și Wolves, mi se pare mie o deplasare în care o altă șansă a lor ar fi să-i găsească și pe ăia fără obiectiv pe final. Să-i prindă așa într-o zi în care nu prea mai contează meciul pentru ei. Un egal să scoată măcar la Wolves. Nu știu, trebuie să-i motiveze cumva suplimentar pe fotbaliști să atace. Și aia se uită la program, văd ce au în față. Aia se uită și în clasament. E cam greu să nu fie demoralizați. Da. De la Brighton. Și au făcut viața grea singuri. Da, bineînțeles. Am mai vorbit noi de meciurile. Ghinionului, da. Sigur. Am mai vorbit noi de meciurile pe care... Zatat. Alea trebuiau câștigate, erau meciuri de câștigat, nu erau meciuri în care tu să ratezi victoriile și acum să te uiți la programul ăsta, aule, noi acum trebuie să câștigăm, da, acum trebuie să câștigați meciurile astea. Cum e? E mișto? Da, jucați și câștigați dacă vreți să rămâneți în Premier League. Norocul lor, cum ți-am spus, e că ei sunt par capabili să joace când trebuie jucat.
Atunci când e nevoie de un fotbal bun, pare că sunt capabili să-l declanșeze. Pe când la alții vedem probleme, când și când au nevoie de un joc bun, numai nu reușesc să-ți arate. Și victoriile lor sunt din alea ciupite sau întâmplătoare. Nu sunt victorii de clară dominare sau de autoritate în joc. Acolo sunt probleme. Luni, ultimele două meciuri. Capabil, numai că da. Nu știu dacă sunt capabil să joace atâtea meciuri grele. Păi, acum cel puțin nu vor mai fi aglomerate. Asta e singurul argument, să spui că norocul ăsta ar fi, că nu mai sunt atât de aglomerate meciurile. Vor avea spațiu între ele, vor avea timp să le pregătească, vor avea timp să-și recupereze jucătorii. Să spere că totuși nu mai joacă din 3 în 3 zile, nu mai e tot atât de aglomerat. Și poate acum să fie argumentul lor. Luni, ultimele două meciuri. Everton Crystal Palace este primul. Carlo Ancelotti încercând să nu lase sezonul ăsta să rămână anonim. Everton, într-adevăr, a anunțat în aceste săptămâni aprobarea guvernului pentru construcția noului stadion. Este un stadion de peste 50.000 de locuri, care se va construi în zona docurilor din Liverpool. Stadionul este aprobat și de Consiliul Local, acum și de guvern. Va costa peste 500 de milioane, din ceea ce văzusem ca estimare, și să vedem cât de repede vor putea să-l facă. Știu, sunt blocaje acum, bineînțeles, logistice, tot felul de pandemie. Lucrurile nu pot fi promise acum de termen de livrare, dar, în orice caz, deja când ai ajuns în punctul ăsta, știi că se va întâmpla. Și țin minte și eu momentele în care se tot discuta de nou stadion lui Tottenham. Nou stadion, nou stadion, nou stadion. Bă, până când ai văzut că devine realitate, deja în momentul în care ai ajuns în punctul ăsta, știai, se întâmplă. Slavă Domnului, nu știu, că acum mai durează încă un an, doi, cât mai durează, dar nu mai iei în discuție că nu se va mai întâmpla. Nu mai poți să discuți că e un vis. Nu, se va întâmpla. E clar că se va face. Singura întrebare este acum în cât timp și când vor putea fi și oamenii pe nou stadion. Da, pentru capo asta s-ar putea să-i vină bine totuși. Da, el nu mai prinde. Eu cred că nu mai prinde stadionul. Dacă are norocul să concentreze ea mai mult pe investiția asta și să lase echipa un picuț să respire, atunci s-ar putea să își mai prelungească viața. Dar meciul este fabulos. Și ca o întâlnire dintre asta între doi mafioți, doi scruci care se pupă, deci dacă îi vezi în imagine doar de aici în sus, îi vezi cum se pupă, se complimentează, dar dacă ai coborât un picuț camera, vezi că fiecare e cu mâinile în buzunarele celuilalt. Cam așa va fi Everton cu Crystal Palace. Totuși, parcă mai cu ștaif capul. Mafia din Italia față de golanii cu care a umblat Hodorokson în tinerețe. Pe acolo, prin suburbii, pe unde a crescut el, prin Triaj, prin gară. Favorită este Everton, bineînțeles. Deci, în orice caz, meciul pe care trebuie să-l câștige. Nu știu de ce, când am văzut meciul și încercam să... Ai început și tu să spui că, domnule, ce meci fabulos, adică, totuși, ce fel de meci poate să fie și ăsta, nu știu de ce mi-a venit în minte cuvântul Cipicao. Habar n-am. Deci, și încercam să... și încercam să văd ce este, bă. Stai așa, nu știu de ce mi-a venit în minte, știi? Și da, sigur, este un croissant, este o prăjitură, este, mă rog, un desert. Dar mi-eram pregătit să spun că vor fi doi manageri care își vor da cu Cipicao în cap. Și tot ce mă preocupa era să descoper cu ce se vor bate ăștia, adică cu lucruri nesemnificative până la urmă, da? Hodorokson, sigur, fără nimic interesant, așteptând doar finalul de sezon și zicând good job, well done, lads. Nu mai are nimic de făcut decât să mai discute dacă va mai continua încă un an. Apropo, pentru Crystal Palace, dacă pleacă Hodgson, e un moment foarte periculos. Ăsta a reușit să țină cumva echipa asta, așa, cu toate cârpelile astea prin echipă, cu tot felul de, nu știu, au avut mârțoage efectiv în echipa aia, a tras echipa cu ceea ce a avut și cumva a dus fiecare sezon într-o zonă liniștită, da? E un moment periculos dacă pleacă el, pentru că acolo va trebui investit și va trebui și găsit omul potrivit care să conducă echipa cu investiții care trebuie făcute în echipă. Nu știu. Trebuie să iasă totul perfect pentru Crystal Palace, odată cu plecarea lui Hodgson. Noi tot facem mișto de el, noi tot spunem, sigur, nu-i greu să faci mișto de Hodgson în momentul ăsta. Dar
Trebuie să recunoaștem și valoarea șederii lui la Crystal Palace, o echipă care a stat de atâția ani și a stat în fiecare an în Premier League. Sunt sute peste sute de milioane pe care Crystal Palace a reușit să le obțină prin șederea în Premier League, statutul pe care l-a obținut, plus investiția americană. Echipa asta a obținut un patronaj mai diversificat, mai potent, să zici, prin faptul că a devenit un club mai atractiv. Să vedem să nu cumva să vină deciziile greșite de aici încolo, pentru că plecarea lui Hodgson, când se va întâmpla, va fi un moment extrem de periculos pentru club. Da, încă așa, cât s-o mai ții cu comorbiditățile biroul managerului? Multe echipe de-a lungul timpului au încercat să evite momentul ăsta, adică să le moară selecționezul, managerul, gafărul, exercițiul funcțiunii. Nu e un moment foarte bun în viața unei echipe. Pe când așa, dacă moare la el acasă la 10 ani după ce a trecut pe la tine, e mai ușor de digerat. Cât să mai rămână și ăsta la Crystal Palace și cât să mai rămână Crystal Palace în Premier League? Asta este întrebarea până la urmă, că e o echipă care nu oferă fotbal. Nu oferă mare brânză. A încercat o singură dată, știi? Încercat un experiment de genul ăsta, se mute în zona fotbalului. Dom'le, acum vrem să jucăm fotbal. L-au adus pe Frank de Boer. Primele 4 meciuri, 4 înfrângeri l-au dat afară. După 4 meciuri l-au dat afară. Poți să te bagi în cotețul găinilor și să le zici, bă, dar astăzi nu mai sunteți găini, de astăzi sunteți crocodili. Pe principiu că la origine tot șopurile erau. Păi cum a venit Mark Hughes în locul lui Tony Pulis la Stoke, cum ar veni cineva după Sean Dyche la Burnley, ce să faci, mă? Ce, să reinventezi ADN-ul ălora, începi să-i pui pe ea să planteze lalele când ei sunt obișnuiți să mânească buldozerul? Ce asta? Nu, cred că asta a fost perioada lor de glorie, după care o să vină și coborâșul ăla, nu știu cât o să mai țină Hodorokson, cât îl mai țin bojocii. Să ne uităm la meci, mi se pare din ce în ce mai obosit așa și din ce în ce mai aproape de ATI. E riscant, zic eu, să lăși așa acolo. Hai să vedem totuși programul celor două echipe, adică are Ancelotti șansa să regleze finalul de sezon, să termine cu o impresie bună? Ia să vedem. Pornind de la Dominic Calvert-Lewin, care are cele mai multe puncte în echipă momentan, programul lui Everton este următorul. Ei mai au de programat un meci cu Aston Villa și în rest Crystal Palace, Brighton, Tottenham, Arsenal, Aston Villa, West Ham, Sheffield United, Wolves, City deplasare. E rost de puncte, dacă te uiți așa la prima vedere, vor fi puncte disponibile aici în perioada asta, dar parcă nici nu vor fi chiar destule pentru impresia aia grozavă de final pe care s-o lase. Mai ales că te duci în ultima etapă la Manchester City când vor fi campioni, din tot ceea ce credem noi, și vor dori să facă spectacol în ultima etapă. City acasă, atenție, despre ce vorbim. Preconizăm că vorbim de o City campioană în ultima etapă și prima oară cu spectatori în tribună. Nasol. Foarte nasol. Nasol, pentru că vor vrea să le arate ceva oamenilor lor, care nu au fost tot sezonul lângă echipă, și vă dați seama că Guardiola va juca nu pentru a lăsa altceva decât spectacol și o impresie bună celor 10.000 de oameni care probabil vor fi lăsați în tribună. În rest, singura șansă pe care o văd eu pentru Ancelotti să fie în finala Champions League City și să fie demotivați la ultima etapă, dar nu cred. Gândește-te la o echipă care un întreg sezon a jucat fără spectatori și ultima etapă are spectatori acasă. Nu-l văd bine pe Ancelotti. Da, singurul avantaj ar fi că publicul lui Manchester City nu e chiar cel mai vocal sau cel mai ferbintie. Nu. Mă refer numai la motivația lui Guardiola, știi? La pornirea lui la un astfel de meci. Oricum, de la Everton, ori Calvert-Lewin, ori Richarlison, dar pentru următoarele două etape, că deja din 32, Tottenham, Arsenal, poia vine David Moyes, poate dacă îți permiți să-l mai aduci pe unul dintre ei la meciul cu Sheffield,
Cred că mai bun ar fi Richarlison în momentul de față decât Calvert-Lewin. De pare management de tip Abraham Burica aici la final. Așa, dacă te joci așa în felul ăsta, te duci, vii, deci începi să faci jonglerii dintre astea. Păi nu, eu nu cred că o să o fac. Îl mai țin pe Calvert-Lewin acum, că m-am potcovit cu el pentru Crystal Palace și Brighton și după aia gata. Deci asta este programul, de asta spun că să vedem, să vedem, nu mi se pare. Mi se pare că într-adevăr vor obține puncte pe aici, pe acolo, dar nu destule pentru a lăsa o impresie de senzație pe final. Nu știu, să vedem, să vedem cum va fi finalul, dar nu mă fer atât de multă încredere. În vreme ce Crystal Palace, cum vă spuneam, o echipă care este aproximativ în vacanță, se apropie de sezonul estival, programul lor până la final... A știut Hodgson de ce a tras până aici, pentru că în rest ar fi avut doar un Sheffield United în deplasare și în rest era cam căpăcit de toată lumea. O va cam lua prin meciurile astea. Poate va încurca pe unii care n-au luat în serios meciul, dar în rest eu văd aici o perioadă extrem de cenușie pe care, slavă Domnului, și-o va permite, pentru că a strâns deja punctele și de aici va intra în convalescență, eu așa zic. Da, din păcate își permite. Asta este adevărul, dar măcar ne vom simți și noi răzbunați văzându-i fața lui Hodgson după meciurile cu Chelsea, cu City, cu Arsenal, cu Liverpool. Să ne alegem cu măcar cu chestia asta, pentru că trebuie să-l suportăm în continuare pe acest Ion Iliescu. Deci acum mie nu-mi place niciun jucător de la ei, dar absolut niciunul. Zaha și Eze pentru mine jucători interesanți. Zaha a fost la Manchester United, dar n-a făcut nimic. Luază. Eze ăsta, hai să mai vedem dacă mai trăiește. Dacă mai primul sezon în Premier League, ceva. Da. Uh-huh. El va rămâne. El va fi șansa lor. Sezonul viitor. A trecut cum a trecut sezonul ăsta, dar sezonul viitor. Să nu uităm că din Championship, apropo, puteți să verificați și episodul de analiză, că am vorbit de toate echipele din Championship. Să nu uităm cine pare că urcă anul viitor. Norwich împreună cu Watford. Astea sunt echipe de Premier League, nu sunt echipe de Championship care urcă. Astea sunt echipe de Premier League. Și dacă tu nu joci ca echipă de Premier League, dacă gâfâi acum, anul viitor vei găfui și mai mult, că ăștia vin pregătiți să joace. Nu vin ca echipe de Championship. Cred eu că, eu știu și dacă scapă Newcastle, nu mai vorbesc de Crystal Palace, da? Echipele astea vor și Burnley. La anul e groasă, că vor trebui să joace la un nivel puțin mai înalt decât anul ăsta. Astea care au fost anul ăsta au dat senzații că sunt de Championship. Adică West Brom a apărut clar echipă de Championship. Sheffield United a revenit la statut de Championship. Anul trecut a arătat foarte bine, dar după aia tot sezonul ăsta a apărut că este echipă de Championship direct. Deci au fost niște victime din astea. Pe când ăștia care urcă, eu cred că maximum una va fi din asta pe care s-o prins mai bine. Dintre alea care urcă după playoff. Dar Watford cu Norwich vor fi echipe gata să joace. Nu, dacă scapă Borussia, sezonul ăsta nu mai scapă în sezonul viitor și cred că nici Hodgson. Fără investiții, nu. De retrogradare. Da, Sean Dyche, da, poate. Poate scapă. Acum e nou patronat acolo, ce știe, poate îi mai cumpără ăștia jucători, el e un timp mai bătăios. Burnley e așa cu antijocul ăla lor, totuși. Sunt o echipă solidă, dar ăștia doi sunt condamnați. Wolves cu West Ham, ultimul meci al etapei, luni seara. Wolves, o echipă dintre asta cu sezon anonim, care nu mai știe pentru ce joacă până la final, dar West Ham încă în cursă pentru discuții de locuri europene, da? Wolves, în schimb, ceea ce ne tentează pe noi, că o să ne uităm în special la Pedro Neto, da? Este omul care ne interesează cel mai mult în general, costă doar 5.7 și ia uite ce insulă de verde. Mamă, mamă. Fulham deplasare, Sheffield United acasă, Burnley acasă, West Brom deplasare, Brighton acasă. Aici poate fi un sprint de 5 etape excepțional al lui Wolves. Da, și mie îmi place Neto. N-am avut ocazia să-l iau până acum, dar undeva în etapele astea îl voi lua și eu să îl bifez. Nu m-am atins de el. Acum că nu mi-a permis să program. Acum e momentul să-mi facă și mie niște puncte. Încă un motiv pentru care vorbeam de wildcard în etapa 31, te poți alimenta cu oamenii de la Wolves direct în 31, pentru cei care au
planul la fel și pentru mine 2 sau 3 este singura întrebare de la Wolves. Clar Neto plus 1 defensiv. Deocamdată ăsta este planul meu. Iar dintre oamenii defensivi ar fi Saiz, omul care este printre cei mai periculoși, vedem al cincilea cel mai periculos fundaș din toți cei care joacă acum în Premier League. Saiz costă 4.9, dar o a doua opțiune, un om care a revenit în echipă, pentru mine fundaș este Boli, costă 5.4, este mai scump decât Saiz, dar poate să fie o variantă. Nu zic că în viața reală este o petardă Semedo, dar poate că finalul ăsta, poate meciurile astea ar putea să aducă din partea lui o pasă de gol, un gol, că este un om mai ofensiv totuși decât ceilalți și pare titularul clar pe post ca fundaș dreapta la Wolves, venit de la Barcelona. Ăsta este un nume predestinat pentru pierzanie. Se cheamă Semedo. Niciodată un Semedo n-a reușit în viață. Ăsta e un nume la care trebuie să te ferești. Din nefericire, fiind nume de familie, nu prea e alegerea ta când te naști. Dar dacă te cheamă Semedo, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să te călugărești. Doar 2 pase de gol în tot sezonul. Asta e reușita lui Semedo. În rest, niciun gol. Puțin. N-a ajuns nici măcar la 100 de puncte. Are 75. Într-un sezon prost, Semedo, care trebuia să vină să-l înlocuiască pe Matt Doherty, a venit de la Barcelona pe cai mari și a arătat că a coborât sub nivelul lui Wolves. Deci nu poți vorbi că a venit de la Barcelona să ridice nivelul. Nu, a coborât nivelul lui Wolves de la nivelul la care era Wolves prin faptul că el a intrat în echipă. Deci foarte nasol și scump și prost. Asta s-ar putea să fie, cum să zic, calul troian în relația de amor dintre cei doi portughezi, dintre Sfântul Duh. Mai este unul. Mai este unul. Ăsta. 36 de milioane. Fabio Silva. 36 de milioane. Ăsta fasolea. Bă, băiatule, eu zic că preocuparea lui Mendes este să se convingă pe ăia că el știe ceva ce ei nu știu. Adică are doar 18 ani, aveți răbdare, las că o să vedeți, voi las că le arăt eu la toți. Dar deocamdată îl cred ăștia pe cuvânt că la nivel de fotbal pare rău, pare un băiat care, în care are nevoie de foarte mult timp. Are 2 goluri date, dar a jucat destul de multe minute ca să aibă doar 2 goluri date. Are doar 18 ani și da, cumva asta trebuie să le convingă Mendes pe toată lumea. Da, 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 degeaba, nu vă uitați acum, las că o să-l vedeți voi în anii următori. Da, da, cum le zicea Giovanni despre Mitea, alora, la Ajax. Da, numai că Mitea mersese, ăla mersese gratis, mă, pe când ăsta a venit pe 36 de milioane. Da, exact, o să aminte de Giovanni cu impresarii din Italia când veneau să vadă jucători de la Dinamo. Na, troppo lente, ziceau italienii. Nu e lente, nu e, nu e. Și le turnau whisky pe gât. Așa a făcut și Mendes cu Sfântul Duh. Deci l-am bătat ca să-l ia pe Semedo și Fabio Silva, da. Astea sunt niște probleme, zic eu, pentru faptul că ar trebui să dea puțin de explicat ce jucători a adus. Ia stai un pic, ce, era un cap de mort în dreptul Podens? Sau mi s-a porbit? Păi este, bineînțeles că este. Aha. Gata, muscular accidentarea, pe ce altceva? Ți-am spus, au lăsat 2 geamuri deschise la vestiar. Exact. El săracu are un singur mușchi, dacă tocmai ăla s-a rupt. S-a terminat cu el, gata. Bun, deci programul ăsta ne interesează. Ți-am spus, pentru mine singura discuție este dacă vrei să iei 3 de la Wolves în acea perioadă, 2 defensivi plus 1 ofensiv sau invers, 1 din apărare plus 2 de la mijloc. Și dacă ar merge cu 2 de la mijloc, probabil că ar fi Adama Traore celălalt. Deși, absolut incredibil, Adama Traore n-are niciun gol marcat în sezonul ăsta și are 2 pase de gol. În rest, anul trecut a dat 4 goluri și 9 pase de gol. Iar anul ăsta niciun gol, 2 pase de gol. Dacă ai crede că va recupera totul pe final de sezon, asta ar fi perioada în care să recupereze. Pentru cine ar paria pe Adama Traore? Ar trebui la un moment dat să facă și el ceva în sezonul ăsta. Altfel e bun în echipă că se mai sperie unii adversari. De uite, dacă vine un puș de 18 ani, se mai sperie de el, cum arată și dat cu uleiurile alea, cu... De floarea soarelui. Uleiuri esențiale. Altfel, sau astea sunt neesențiale. Da. Neesențiale, da. Cu ulei, nici aia de la bodybuilding când dau concurs, nu. Ăsta este tânculețul. E haios așa să-l vezi în joc. Nu prea pare foarte util
ca să mă exprim elegant, am zis altceva. Deci astea sunt recomandările, discuțiile despre Wolves, care va fi o echipă interesantă, pornind cu etapa 31 pentru secvența aia de meciuri despre care am vorbit. West Ham, în schimb, a fost o echipă interesantă pentru etapa 29, pentru că au avut meci programat, fiind doar una din cele 8 echipe care au avut meci programat, dar o să ne uităm la programul lor mergând mai departe. Ce mai poate spera West Ham? Cresswell și Suchek sunt vârfuri din partea lor pentru punctele scoase în FPL. Cumva ne felicităm, pentru că am vorbit mai înainte de a vorbi alții despre Suchek din etapa întâi, fraților. De când ne-am auzit prima oară pe canalul ăsta, noi am vorbit de Suchek, asta știu sigur. Programul lor, mergând mai departe, vedem cam mult roșu, Leicester, Chelsea, Everton. În schimb, meciurile astea alte, Wolves, Newcastle, Burnley, problema este că tocmai astea sunt în deplasare, făcându-le mai grele, pe când acasă sunt meciurile cu echipele mai nasoale. Exact pe invers față de cum ai vrea, în FPL mă refer. În rest, ultimele trei etape par să fie la îndemână, Brighton, West Brom, Southampton. Pentru mine, dacă West Ham încă mai are ceva pentru care să tragă, da? Dacă încă mai vedem echipa asta motivată, pe mine mă tentează secvența asta de final și Michael Antonio. Să vedem dacă într-adevăr e disponibil, pentru că West Ham este altfel, cu Michael Antonio sau fără Michael Antonio. Dacă fizic rămâne disponibil și au acel tank acolo în vârful atacului, atunci mă tentează West Ham pe final. Dar astea sunt două condiții, să-l aibă pe Michael Antonio disponibil și să mai aibă obiectiv pentru ultimele etape. Atunci West Ham este o echipă încă interesantă pentru mine. Da, Suchek a avut un sezon fabulos. Acum, pe final, a mai obosit și el, săracul, să nu uităm, totuși. Primul sezon în Premier League, bă, și s-a comportat excepțional, și Sufal ăla la fel. Acum, cine știe, poate ar putea fi și el acolo în ultimele etape în echipa ta, Suchek, să vedem dacă rezistă să nu cumva să se accidenteze până atunci. Deși nu pare, ăștia-s băieți serioși, cred că se pregătește de 3 ori mai mult ca să facă față campionatului din Anglia. Antonio, vorba ta, acum să vedem ce îi va motiva pe ăștia de la West Ham, că ei sunt oricum adăpostiți, acum poate mai speră la cupele europene, dar dacă se duce și speranța asta, e să nu luăm degeaba pe Antonio. Lasă să zic că e perioada de studiu, până ajungi acolo la ultimele etape, ai vreme să te uiți. Ceea ce am vrut să remarcăm este faptul că Suchek a dat 9 goluri în actualul sezon. Ceea ce trebuie să-ți spună că în afară de un sezon, în afară de un sezon în toată cariera lui Andy Carroll, Suchek a dat la fel de multe goluri cât a dat Andy Carroll în oricare din sezoanele lui. Suchek, de fiind jucător ofensiv, el, da, are, fiind chiar mijlocaș defensiv. El joacă. Da, e acolo să ajute pe aia, să stea în fața apărării. Uite, bă, nouă goluri, e incredibil. Nouă. Foarte bun, foarte, foarte bun. Bună investiție. Asta este povestea etapei 30. Să sperăm că veți lua deciziile potrivite. V-am mai spus, mai există încă mici șanse să ne încurcăm pe final dacă aceste povești despre revenirea fanilor pe stadion ar aduce complicații. Adică s-ar putea ca Premier League să spună, băi, nu-i corect să dăm o singură etapă echipelor să joace acasă, pentru că înseamnă că doar jumătate din echipe ar avea un meci acasă. Și să încerce să aibă două etape pe care le oferă cu spectatori, pentru ca toate echipele să prindă câte un meci acasă sau să dea șansele echipelor să aibă un meci acasă măcar fiecare. Dar pentru asta nu ne putem pregăti acum. Unii, vă spun, dacă aveți chipuri, mai păstrați-le, că s-ar putea să fie noutăți. Eu mai am doar wildcard-ul și dacă nu vor fi noutăți relevante, cred că voi juca agresiv în etapa 31 pentru a maximiza etapele care urmează. Vedem dacă mai vin vești. Dar deocamdată, pe informațiile pe care le avem, astea au fost recomandările pe care am putut să vi le facem. Și vă mai spunem, sigur, ca de obicei, să fiți în Club 100, să puteți să prindeți 100 de puncte, dacă se poate, în sezonul, în weekendul ăsta care vine. Noi o să ne auzim marți, după ce se joacă cele două meciuri de luni seara, o să înregistrăm episodul nostru marți și, sigur, pe marți seara o să-l aveți disponibil pentru a discuta de toate aceste 10 meciuri programate. Welcome back Premier League, welcome back Fantasy Premier League. Andy, mult succes, să ne vedem în Club 100 la ediția următoare.
Salutare, fraților, numai bine!